Bună dimineața! Eu zic să începem, pentru că este ora. Este ora 10 fix. Încercăm. Așa cum a fost deci anunțat, deci astăzi Comisia Securitatea Națională, Apărare și Ordine Publică are un singur subiect pe ordine de zi, privind audierile publice ale autorităților naționale competente pe subiectul de asigurarea securității rutiere în Republica Moldova, parcursul perioadei 2020-2023. Și am să rog membrii comisiei sunt pe loc, dar să aprobăm această ordine de zi cu un singur subiect, apoi să trecem nemijlocit la dezbatere. Cine este pentru, vă rog să votăm. Mersi mult, unanim și nemijlocit trecem la dezbatere pe acest subiect. Noi propunem un scenariu pentru aceste audieri, cu alături de noi este și Comisia Juridică, deci ne asistă și doamna Olesa Stamate, da, și ceilalți membri ai Comisiei Juridice sunt prezenți. Deci propunem un scenariu deci în felul următor. Prima va fi raportul Ministerului Afacerilor Interne cu subdiviziunile sale structurale, începând cu IGP-ul, INSP-ul, INIU. Da? Vor urma apoi raportul Procuratorii Generale, apoi raportul Consiliului Superior al Magistraților, raportul Administrației Naționale a Penitenciarului, raportul Inspectoratului Național de Probăviune și raportul Centrului Național Anticorupție, da, apoi raportul Avocatului Poporului pentru Protecția Drepturilor Copilului, raportul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, raportul Agenției Naționale de Transport Auto și raportul Ministerului Sănătății, apoi raportul Ministerului Educației și Cercetării și raportul reprezentanților autorităților administrației publice locale și se va încheia cu raportul reprezentanților asociației obștești, precum este CALM-ul, Asociația Patronală și alte organizații interesante, după care vom trece nemijlocit la dezbatere. Dar pentru că noi să înțelegem foarte bine cauzele care sunt accidentelor pe care le avem noi în ultimul timp, să vedem dacă în raport cu anii precedenți este o creștere sau o descreștere, care sunt cauzele, da, și dacă este necesar să intervenim ca anumite măsuri de modificare legislativă, da, și nu vorbim doar despre sancționarea, așa cum cred unii, a șoferilor care, deci care încalcă, dar noi vorbim și despre condițiile pe care trebuie să le asigură atât administrația publică locală, dar și administrația publică centrală, care au în gestiune anumite tronsoane de drum, pentru a putea asigura securitatea deci pietonilor. Deci, în primul rând, deoarece noi vedem cum s-au crescut, sau este o coincidență, sau, dar cel puțin avem această creștere a accidentelor pe întrecerile de pietoni și noi va trebui să intervenim. Și mai avem această creștere a celor, a cazurilor șoferilor care se urcă la volan în stare de ebrietate. Și aici cred că noi o să intervenim mai dur. O să venim cu modificări legislative care vom trebui să urmăm acest lucru, pentru că odată ce te urci în stare de ebraitate la volan, asta deja este considerată ca crimă, iar crima trebuie pedepsită cel mai drastic. Încheiind această introducere, dacă sunt anumite obiecții, dacă nu, eu propun să trecem la raportul Ministerului Afacerilor Interne cu subdiviziunile sale, structurile INSP-ului, IGP-ului și INIU-ului. Domnul... Da, vă rog. Stimați deputați, dragi invitați, bună ziua în primul rând. Eu o să încerc să fac o mică introducere ceea ce ține de segmentul rutier, care ține de fapt de competența Ministerului Afacerilor Interne. În speță Inspectoratul General al Poliției, dacă să facem o simplă retrospectivă, o să vedem că în luna decembrie anului 2022, de fapt eu am fost acel care mi-am asumat cu orice tip de accident rutier, va fi vociferat și va fi anunțat publicului, nu de a denigra imaginea cuiva, dar anume în scopul de a sensibiliza societatea. Și asta am făcut-o ori de câte ori a fost nevoie, inclusiv pe anumite platforme jurnalistice sau alte platforme de comunicare. Scopul a fost, cum am și spus ceva mai devreme, anume de a încerca să sensibilizăm societatea în ceea ce ține de siguranța rutieră. Chiar dacă la acea etapă eram sigur
că aceasta va aduce anumite critici și remarci negative și cumva va bulversa societatea, dar punând pe cântare protejarea vieților omenești în raport cu anumite critici și riscuri care vin, am considerat că este mai bine să protejăm viețile. Ceea ce ține de statistică, eu am remis și un raport analitic către Parlament la ziua de ieri, cum a fost solicitat prin scrisoare, unde se vede foarte clar, pornind de la accidența rutieră și finalizând cu fenomenele care generează orele care sunt problematice în care sunt comise accidentele rutiere, care sunt locațiile în care se comit accidentele rutiere, care sunt temeiurile și circumstanțele cele mai frecvente pentru comiterea accidentelor rutiere. Un lucru vreau să remarc, ca să nu lăsăm loc de interpretare, ceea ce se vehiculează foarte mult în ultima perioadă, că am înregistrat o creștere a accidentelor rutiere. Eu o să vă spun foarte simplu. Anul 2022 a avut cea mai scăzută accidență rutieră în ultimii 10 ani de zile, cu decese de persoane. Chiar dacă am avut anul 2020, unde a fost pandemie și cumva acest lucru a redus din trafic sau din consum de alcool, nu au lucrat discotecile, nu au lucrat alte localuri, dar am spus, anul 2022 a fost anul cu cea mai scăzută rată a deceselor în traficul rutier. Anul 2023 are și mai scăzut nivelul accidenței și deceselor în traficul rutier. Faptul că aceasta este mai mult expus publicului și lumea o vede, asta, da, cu adevărat, creează impresia, exact cum în unele situații arată și genul sondajelor, când întreabă, aveți impresia că criminalitatea a crescut? Da, avem impresia, dar dumneavoastră ați fost subiectul vreunei infracțiuni? Nu am fost. Dar de unde? Am auzit la televizor. Deci, iată, exact aceeași percepție se creează. Bine, noi nu spunem că este tot perfect și de ce încercăm să găsim soluții optime întotdeauna pentru ridicarea nivelului de securitate în traficul rutier. Eu am spus-o chiar pe platforma Ministerului Afacerilor Interne, în anul curent a încercat să fac o platformă de comunicare, anume în vederea asigurării segmentului rutier, unde au fost invitate toate autoritățile responsabile, pornind de la amenajarea drumurilor și crearea tuturor condițiilor de securitate și siguranță rutieră, unde au fost puse și câteva întrebări. Elementar, noi nu trebuie să spunem că nu e vinovat conducătorul auto care comite un accident, dar trebuie să luăm în calcul și toate circumstanțele care duc la comiterea acelui accident. Ori noi am făcut drumuri cu care ele sunt bune pentru a ne deplasa cu mijloacele de transport. Noi nu am făcut, sau cel puțin noi la ziua de astăzi, eu cât am încercat să caut, noi și reprezentanții ministerilor care sunt aici o să confirme, noi nu avem un standard unic al drumurilor naționale care să ne asigure condițiile tehnice a unui drum. Drumul respectiv trebuie să aibă, când trecem în construcții, bandă pentru bicicliști, că noi trebuie să avem trotuar, că noi trebuie să avem A, B, C, D. Noi, cu părere de rău, așa ceva nu avem. Noi ne bucurăm că construim un drum și el este calitativ. Dar acel drum calitativ, elementar, iată situația de la Hâncești care am avut-o, un drum calitativ fără o pistă pentru sau un trotuar de deplasare sau banda adiacentă, asta creează și alte pericole în traficul rutier. Același lucru tot pe parcursul anului curent, am încercat să mă întâlnesc chiar și cu reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale și cu reprezentanții autorităților publice locale, unde să găsim soluțiile la acele sute de sesizări și prescripții care le facem noi în adresa autorităților publice locale, în vederea găsirii soluțiilor de amenajare a segmentelor rutiere, în vederea excluderii riscurilor. Și eu am dat întotdeauna un exemplu. Dacă luăm sectorul Rășcani, unde a fost prima trecere de pietoni cu denivelare, până la acea etapă era un segment rutier în care frecvent am avut accidente rutiere cu tamponare de pietoni. La momentul când a fost instituită trecerea de pietoni cu denivelare, acolo au dispărut accidentele rutiere.
Mai mult ca atât, noi cunoaștem cu toții că, de fapt, Chișinău are cea mai ridicată sau marea majoritate a ratei accidentei rutiere este în Chișinău. 52% din accidentele rutiere care le avem, ele sunt în Chișinău. Dacă o să ne uităm pe parcursul anului precedent, am adresat peste 70 de prescripții și peste 140 de sesizări în adresa autorității publice locale de a întreprinde anumite acțiuni pe anumite porțiuni care sunt accidentare. Și eu o să dau iarăși aici un simplu exemplu, ieșirea din Chișinău când mergem spre Vadul lui Vodă, la Hanul lui Vasili, ca să nu facem reclamă localului, trecerea de pietoni de acolo. Deci nu este lună în care să nu avem tamponare de pieton la acea trecere de pieton, este o stație de așteptare care lumea coborând din mijlocul de transport public, neasigurându-se și nefiind iluminat, iată, este frecvent. Solicitări au fost nenumărate pentru, iată, ca un exemplu. Cu părere de rău, noi rezultatul nu îl avem, nici la ziua de astăzi. Poate acum cumva un pic a apărut o iluminare acolo, dar este de adiacent a altui centru comercial care s-a construit în preajmă. În rest, este o situație. În anul 2021 am avut un acord încheiat chiar cu municipiul Chișinău la acea etapă, prin care s-a convenit ca cel puțin să fie făcute, dacă nu dau greș, 12 treceri de pietoni pe an cu denivelări. Noi vedem că până în anul curent noi nu am avut așa ceva și nu doar asta, dar au fost cerute și la trecerile cu pietoni care sunt cu benzi de deplasare cu număr mai ridicat, cum este cazul Calea Ieșilor. Iarăși, noi am solicitat pentru toate străzile cu risc sporit de deplasare, unde șoferul nu poate vedea stânga sau dreapta 3-4 benzi, persoana este angajată în traversarea trecerii de pietoni, ca să fie amenajat cu refugii. Abia acum, eu nu știu de ce acum abia s-a inițiat acest proces, dar este o chestie care a fost solicitată de ani de zile și se solicită acest lucru. Dacă o să mergem puțin și mai departe, am spus, la accidența rutieră am înregistrat scădere și la accidențe, și la decese, și la persoane traumatizate. La fel, țin să precizez că inclusiv și a scăzut numărul copiilor antrenați în accidentele rutiere. Cu părere de rău, avem o serie foarte ridicată de accidente rutiere, care sunt în afara trecerilor de pietoni, de persoane care traversează neregulamentar trecerile de pietoni. Bine, se încearcă într-o măsură oarecare de a lucra cu acești cetățeni și eu vă dau un simplu exemplu. Dacă pe parcursul anului precedent, 2022, au fost sancționați peste 15.000 de persoane care traversau neregulamentar, deja pe parcursul anului curent, deci vorbim de anul 2023, au fost sancționați peste 23.000 de cetățeni pentru trecerile neregulamentare. Dar cu părere de rău vedem că aceasta nu este o soluție destul de suficientă ca noi să anihilăm sau să dispară acest flagel care apare frecvent și noi îl vedem destul de des prin Chișinău. Referindu-mă la situația care o întâmpinăm și noi, eu doar vreau să aduc aminte, la fel în sala aceasta am discutat când era pus în discuție acel proiect care a fost votat și a intrat în vigoare în luna iulie, anul curent, și dacă ne aducem bine aminte, am spus și atunci statisticile. În mare parte, din toate procesele verbale care au fost remise în instanța de judecată, acolo unde persoanele au fost prinse băute la volan sau au comis alte infracțiuni conducând mijlocul de transport, dar în mod special vreau să mă opresc la cei băuți la volan sau cu acumularea punctelor de penalizare, cu părere de rău, noi nu ajungeam nici la 4% ca instanța să emite hotărâri pe cazurile respective. Ca să facem o simplă analiză, deci ar însemna că din 200 de procese verbale expediate în instanța de judecată,
Noi aveam doar 8-10 cazuri în care persoanele erau cu adevărat private, s-au retras permisul de conducere în legătură cu circumstanțele respective. Noi vedem, de fapt, chiar ultima perioadă, anume de la momentul aplicării intrării în vigoare a legii, poliția deja a suspendat dreptul de a conduce în privința peste 200 de persoane care au încălcat. Și am spus-o și atunci, da, este factorul uman, nu negăm că poate apărea undeva anumite riscuri. Dar cel puțin eu, până la ziua de astăzi, eu nu știu, poate alte instituții abilitate au recepționat, dar până la ziua de astăzi, mecanismul respectiv funcționează foarte bine și eu cel puțin nu am recepționat nicio plângere că acest mecanism undeva ceva este abuziv sau au fost comise careva nereguli. La fel, vreau să fac remarca că de multe ori, multe dintre dosarele care sunt remise în instanța de judecată cu propuneri sau urmând scopul condamnării persoanei, fie persoana este condiționat, dar lipsește fraza în hotărârea instanței cu privarea de dreptul de a conduce mijlocul de transport. Așa o motivație bizară, precum că el nici nu a obținut acest drept. Bine, el nu l-a obținut până acum, dar el poate este la școală auto și el în luna următoare o să-l obțină și o să fie conducător auto. Deci este iarăși o chestie și o practică care creează situații dificile. Mai mult ca atât, eu o să aduc aminte anul 2021, acest proiect care a fost intrat în vigoare în luna iunie, de fapt el a fost mult mai voluminos. Și nu mai tem să o spun și aici în fața tuturor, că de fapt, da, eu am solicitat atunci alt tip de răspundere și alt mecanism de aplicare a legii în raport cu persoanele care conduc mijlocul de transport în stare de ebrietate. Și ceea ce vorbesc acum toți de legea Anastasia, care este în România, de fapt, undeva într-o formă poate indirectă, exact această lege. Și dacă o să ridicăm proiectul care a fost propus de Ministerul de Interne la acea etapă, păi o să vedeți că noi atunci am propus că persoana când comite accidentul rutier și este în stare de ebrietate, să nu poată fi subiectul în care are căință sinceră că el scăiește că a comis accidentul rutier și se eliberează de răspundere, că îi creează alte favoruri pe articolul 57, 58, 59 din codul penal și persoana este eliberată de răspundere penală. Deci, iată, e o situație care cu toții am întâlnit-o în cazul Jumbo și ne punem întrebare de ce. De atâta ca s-a aplicat un astfel de articol de instanța de judecată, unei persoană se eliberează de răspundere penală și îi se dă necondiționat sau este în libertate în continuare. De aceea am și spus, acum încercăm să găsim soluții și de ordin practic și de ordin juridic. Dar credeți-mă că dacă lăsăm o lună de zile și iese Ministerul de Interne cu un nou proiect care ar ridica nivelul de securitate și de răspundere pentru cei care nu respectă, cu siguranță la acea etapă vor apărea iar critici că noi tindem și noi vrem. Și nu știu dacă este Ministerul Justiției aici în sală, dar poate să ne spune că acest proiect, inclusiv la etapa inițială, s-a stabilit anume pentru persoanele care sunt băute la volan, ceea ce noi acum încercăm cel puțin pe contravențional, dar aici eu vă dau asigurări că instanțele de judecată or să baicoteze și acest mecanism articolului din codul contravențional cu confiscarea specială. Acest lucru s-a dorit în fază inițială, într-o formă mult mai largă, să fie aplicată în raport cu persoanele care au fost private de dreptul de a conduce și conduc în continuare mijlocul de transport și persoanele care sunt în stare de ebrietate. Dar iarăși, s-a spus atunci că noi cumva tindem la proprietatea persoanei și asta facem o ingerință în viața privată a persoanei, privându-l de un bun care îi aparține, poate cel bun este unicul bun care îi ajută la întreținerea. Da, eu sunt de acord. Dacă acel bun este unicul care te ajută la întreținere, înseamnă că trebuie să-l utilizezi pentru întreținere, dar să nu urci în stare de ebrietate la volan, la acel mijloc de transport. Bine, sunt multe. Ca să dau detalii și mai departe, cu siguranță o să fiu întrebat, inclusiv și de starea unor lucruri care
țin nemijlocit de, eu o să răspund aici, de poliție, nu de Ministerul de Interne, starea de ebrietate la volan a unor conducători ai mijloacelor de transport, deoarece eu nu pot să-i consider să-i numesc colegi la etapa actuală atâta timp cât el a neglijat unele reguli ale segmentului ce țin de ordine și disciplină în activitatea noastră, dar vreau să fac o mică remarcă. Chestiile că ele sunt, iarăși, vocifere și noi cu toții le cunoaștem acum, asta nu înseamnă că asta este apogeul. Și eu o să dau un simplu exemplu. Dacă o să ne uităm numărul accidentelor rutiere cu implicarea polițiștilor, deci anul 2020 am avut 236, anul 2021 am avut 257, 2022 am avut 245 și anul ăsta avem 153. Deci, inclusiv ca angajați implicați în accidente rutiere, 2020 au fost 262, 2021 au fost 292, 2022 au fost 278 și anul ăsta sunt 181. În serviciu, aflându-se în serviciu și a comis accident rutier, au fost 183 în 2020, 203 în 2021, 195 în 2022 și 118 anul curent. Și pentru unii exponenți care se expun din afara țării, care trebuie să vină acasă și să se expună, în perioada când erau la cârma Poliției Naționale, în anul 2020 au avut 240 de accidente rutiere cu implicarea polițiștilor, iar angajații poliției implicați la acea etapă au fost 247. Stimați reprezentanți și deputați, dacă sunt întrebări la mine, eu cu mare drag sunt gata să răspund. Eu îmi să rog, deci, reprezentanții NSP-ului, eu oricum, cred că după raportul care o să-l fac, deci compartimentul dat, deci reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, după care o să adresăm întrebări, oricum, după cifrele care sunt din 2023, în comparație cu 2022, sunt anumite întrebări, dar la mine întrebările o să fie mult de genul cât de grave au fost aceste accidente și noi înțelegem că în acest an noi am avut într-o perioadă foarte scurtă multe accidente. Asta așa a apărut deci, întrebări din partea societății, dar cel mai grav că avem petrecere de pietoni, avem polițiști care sunt implicați și în stare de ebrietate la volan și ca niciodată în acest an avem foarte mulți cicliști care au fost deci, în accident și asta se întâmplă din cauza și infrastructurii și incompetenței și mai multe lucruri. Dar ca în acest an atât de mulți cicliști să fie deci, accidentați, n-a fost niciodată. Deci n-a fost. Da. Deci eu am să adresez întrebări mai deci, la sfârșit, pentru că apare întrebarea și cu accidentele minore, care dacă sunt luate la evidență sau nu, pentru că asta foarte mult influențează statistica. Domnul Măniță, vă rog. Stimate domn președinte, dacă îmi permiteți, eu sunt recent numit în funcție acum de 3 săptămâni, ceea ce este legat de accidență per general pe instituție, s-a raportat-o domnul șef a Inspectoratului General. Ce am stabilit până la moment, ce v-ați referit cu accidența care este legat cu trecerile de pietoni. Deci, la moment, situația cu accidentul de când sunt numit în funcție este accidentul din comuna sau orașul Sângera, ceea ce e legat cu soldat cu tamponarea pe trecere de pietoni a trei persoane, în urma căruia a decedat mama și doi copii, două fetițe au fost internate în spital. Deci, la moment, cazul este anchetat de către procuratură. Ceea ce pot să vă relatez este că în urma analizei sau în urma anchetei care s-a stabilit și care a fost efectuată de către organele competente a Inspectoratului General de Poliție, să mă pot referi doar la momentul că într-adevăr, angajată Inspectoratul Național de Patrulare, la ora 1:40, a accidentat pe trecere de pietoni, fiind supus testării alcoscopice, s-a dovedit a fi în stare de ebrietate.
Deci la fața locului automat a fost informația 112, s-au stabilit toate circumstanțele, toți conducătorii nemijlociți de orice rang au fost la fața locului, s-a raportat la toate nivelele ce este legat de situație, după care tot procesul a fost preluat de către Procuratura Generală. După cum cunoașteți, de acum persoana a fost reținută 72 de ore, după care instanța a fost 30 zile de arest. Ceea ce legal de incidentele care sunt la moment cu bicicliști. Deci, în mare majoritate, toate momentele care sunt cu situațiile cu tamponări de bicicliști nu sunt în mereu sau în permanență, este vina conducătorului. Pe perioada de când sunt numit în funcție, toate situațiile care au fost raportate conducerii Inspectoratului General de Poliție de situația cu implicarea bicicliștilor sunt momente anume stabilite că bicicliștii, mai ales copiii care sunt, dumnealor nu respectă și nu se asigură momentul traversării sau respectării trecerii sau circulației cu bicicletele. Dacă se permite, domnul președinte, stimați deputați, aici aș vrea să fac o mică completare. Anul 2022, dacă noi ne aducem aminte, și anul 2023, am avut accidente rutiere, într-adevăr, cu biciclete, care a ridicat mulți semne de întrebare. Noi nu putem spune că înregistrăm numărul accidentelor cu bicicliști, dar ele sunt foarte dureroase din cele care le-am văzut. Ce vreau să spun? Legislația a fost modificată și noi am înaintat și noi careva amendamente la acest aspect, anume pentru asigurarea siguranței celor care se află pe biciclete. Și dacă ne aducem aminte, în proiectul care a fost propus la acea etapă, era foarte expres, anume din considerentul că noi la ieșirile din razele localităților nu avem benzi predestinate pentru bicicliști. Iată, aici așa a creat multe semne de întrebare și noi atunci am încercat să găsim câteva soluții. Fie pe traseele unde se deplasează cu o viteză mai mare de 50 sau 70, nu mi-amintesc exact, de kilometri la oră, bicicletele să nu se poată deplasa. Deoarece merg mașinile cu tonaj mare, care la curenții care face mașina respectivă, de la roata din față până la a treia, la a patra osii care ajunge, curenții îl atrag sub troată pe conducătorul acela. A fost una din idei. A doua idee a fost atunci și am fost cumva asaltați cu toții, am propus ca cei care merg pe bicicletă în afara localității să îmbrace în mod obligatoriu casca de protecție. Iarăși s-a sărit în capul nostru și s-a spus de ce noi punem la cheltuială acești oameni. Iată, este domnul Cojuhare aici, împreună am participat cu Asociația Cicliștilor la diferite întruniri la compartimentul ăsta. Mai mult ca atât, eu vreau să spun că noi nici ca acum nu trebuie să scutim șoferii cei care încalcă și care comit accidente rutiere, dar în același timp trebuie să apară responsabilitatea și celorlalți. Ori atunci când anumiți cicliști ies în carosabil și se deplasează chiar și pentru instruiri sau ceva, în mod obligatoriu ei trebuie să aibă o mașină de protecție în spate care să le asigure deplasarea acestor cicliști. Ceea ce cu părere de rău, noi nu avem și inclusiv și în cazul cu regret ce s-a întâmplat pe Stăuceni atunci, exact asta a fost problema. Vinovăția șoferului care a schimbat banda de deplasare, dar dacă el schimba banda de deplasare, dar bicicliștii erau asigurați din spate de un mijloc de transport, cum prevede regulamentul, el se tampona în acel mijloc de transport în spate și nu tampona acei copilași și i-a spulberat. Dar asta iarăși trebuie depus întrebare și de stabilit care sunt reperile mai departe în raport cu aceste situații. Bun. Domnul Cernăuțan, deci acum nimeni nu încearcă să plaseze responsabilitatea pe dumneavoastră sau pe deci poliție. Noi vorbim și facem niște constatări că există asemenea probleme și noi am zis că la urmă să facem concluzii. Da, atunci când am încercat un proiect de lege să-l înregistrăm în Parlament privind
deși obligatoriu atunci când se face un drum să nu se poată construi până nu există bandă de cicliști, atunci toată lumea, ba, o să creșteți prețul la cheltuieli, la drum, la construcții și am avut atâtea probleme, când, deși uneori presiunile sunt atât de mari că nu știi. Dar eu cred că acum, după atâtea cazurile care sunt, noi, eu mă uitam după statistici, mă uit ultimii în acest an, 2023, în 8 luni de zile, noi avem aproape același număr de accident pe care le-am avut în anul 2022. Deci, în an, dacă au fost în 2022 locațiile, deci noi vorbim 126, anul ăsta avem 122 doar în primele 8 luni de zile. Adică noi nu putem să ne ascundem. Nu, este pe un an de zile. Am 100, deci cum, dacă așa e. Și noi vorbim că una să ai, de exemplu, 100 de accidente minore și alta să ai 30 de accidente, dar să fie accidente grave. Și noi trebuie să înțelegem care sunt cauzele, pentru că acum și fiecare instituție o să răspundă. Noastră asigurați doar, cum îi zice, propriu-zis siguranța la traficul rutier și aici se solicită din partea noastră ce s-a făcut, raportarea și care sunt problemele, da, și cum trebuie de intervenit. Da, și lumea și noi toți împreună, oamenii, ne punem întrebare de ce anumiți colaboratori în stare de ebrietate și dacă este un fenomen sau au fost câteva cazuri așa. Că dacă este un fenomen, atunci ceva trebuie de făcut cu colaboratorii noastre. Da. Și nu se referă doar la dumneavoastră, și procurori, și judecători, și, deși nu și unii deputați, pot să-și permită. Președinți de raioane își permit. Și atunci, dacă noi nu știți cum, și faptul că în Chișinău sunt 52%, asta tot nu este un indicator. În Chișinău se află aproape 50% din populație și peste 60% din mașinile care sunt din Republica Moldova și este logic că după procentual aceste, adică se raportează 52% la Chișinău. Dar în centrele raionale lucrurile stau și mai complicate și mai grav stau. Lucruri care nici nu se iau la evidență. Și acum o să ajungem la procurori, o să ajungem la judecători, cum se mușamalizează anumite cazuri cu nume, prenume, da, porecle dacă trebuie. Dar asta e realitatea și noi ori ne recunoaștem lucrul ăsta și toată lumea face mea culpă și rezolvăm problema, ori, na, deci continuăm să murim ca nebuni pe trecerile de pietoni. Continuăm să murim. Șeful INI-ul, după care, deci facem întrebări. Dacă este, dacă nu? Dacă nu, atunci eu zic să începem adresarea întrebărilor către acest comportament și apoi trecem la următoarea instituție, către instituțiile date. Doamna Tamate, vă rog. Stimați colegi, stimată audiență, bună ziua. Atunci când analizăm statistică, cred că cel mai important este să facem o anumită descifrare și să vedem care sunt cauzele și în special specificul. Da? Deci, pe regiuni, de exemplu, eu analizând statistica prezentată de Ministerul Afacerilor Interne, eu observ anumite tendințe. Iată situația accidentară în municipiul Chișinău, dacă comparăm 2022 cu 2023, decedați, anul trecut am avut 16, anul ăsta 22. Deci plus 6 decese în urma accidentelor rutiere. Dacă ne uităm principalele cauze generatoare de accidente rutiere la nivel național, pe primul loc este viteza, locul 2 este neacordarea priorității pietonilor, deci foarte important, locul 3 deja neacordarea priorității altor autovehicule și locul 4, starea de ebrietate alcoolică și adormire la volan. Dar dacă este să ne uităm pe dezagregare pe mediul rural și pe mediul urban, noi vom vedea cauzele un pic diferite. Dacă în mediul urban, pe locul 1, este tamponarea pietonilor aflați pe spațiile destinate circulației acestora, cu 197 de accidente rutiere înregistrate, și locul 2, neacordarea priorității pietonilor, cu 194 de accidente depistate. În mediul rural este un pic diferit. Avem viteza neadecvată, cu 115 accidente, și stare de ebrietate alcoolică sau adormire la volan, 44. Deci eu cred că noi trebuie să abordăm, da, evident că legea se aplică pe teritoriul întregii țări, dar anumite măsuri tactice pot fi aplicate în funcție de specificul regiunii și specificul comiterii accidentelor rutiere în diverse regiuni. Și aici trebuie să ne gândim foarte bine toți împreună care sunt acele acțiuni care pot duce la diminuarea numărului de accidente rutiere per specific,
fie că e zonă, fie că e tipul de accident rutier și așa mai departe. Domnul Cernăuțan, eu, acum noi am modificat legislația care a intrat în vigoare în iunie. Curiozitatea noastră ca comisie este câte măsuri au fost aplicate cu suspendare, că asta a fost discutat și răzdiscutat la nivelul Parlamentului. Am zis atunci că haideți să încercăm, să vedem cum vor funcționa aceste măsuri și în cazul în care vor funcționa suficient de bine, vom discuta și următoarea etapă. Deci, dacă puteți să ne oferiți niște date statistice, câte măsuri de suspendare a dreptului de exercitare, deci exercitarea dreptului special au fost aplicate până acum, care este termenul acestora și din punctul de vedere al dumneavoastră, poate este încă de vreme de a măsura eficiența acestei măsuri, dar așa o apreciere subiectivă a dumneavoastră dacă este sau nu eficientă. Și o altă întrebare este vis-a-vis de datele pe care le avem noi astăzi și faptul că în presă au apărut multe situații pe locuri strigătoare la cer vis-a-vis de accidentele rutiere, câte ședințe comune au fost desfășurate pe parcursul anului 2023 cu tema accidentele rutiere între instituțiile care sunt nemijlocit implicat în gestionarea acestei situații, INSP, ASP, ASD. Mersi. Bine, ceea ce ține de eficiența legii, vreau să spun că legea este destul de eficientă la moment. Doar pe parcursul acestor două luni de zile de când ea a intrat în vigoare, că iată, suntem exact la două luni de zile de la data când ea a intrat în vigoare, am spus, avem peste 200 de cazuri de suspendare a dreptului de a conduce mijlocul de transport. Mai mult ca atât, vrem, nu vrem, aceasta a sensibilizat foarte mult societatea. Noi am înregistrat o scădere esențială a numărului de depășiri de viteză înregistrate și constatate în segmentul rutier. Deci, inclusiv accidența rutieră din cauza vitezei în aceste două luni de zile, ea s-a diminuat. Ceea ce ține de ce a spus dumneavoastră, doamna președinte, de această diferență care ține de oraș, accidența rutieră, că o avem în creștere în raport cu necedarea trecerii pietonilor și da, absolut este corect. Și la toate propunerile care au fost și sesizările înaintate și prescripțiile către, în mod special, către orașele mari, aici vorbim de Chișinău, noi am spus întotdeauna, trecerile de pietoni pentru siguranță, el trebuie să fie dirijat. Ori în cazul în care trecerea de pietoni este nedirijată și dacă ea este cu o porțiune foarte lată, pe o porțiune foarte lată de drum, aceasta deja creează pericolul unui accident rutier. Ori noi dacă o să mergem elementar să ne ducem în Olanda, semaforul la intersecție stă permanent la roșu, când percepe apropierea mijlocului de transport, care e cel mai apropiat mijloc de transport, pentru acela se face verde și traversează. În rest, semaforul permanent stă la roșu, inclusiv și la pieton. Pietonul când se apropie, îi stabilește dacă el trece sau nu. Dar la noi, cetățeanul cu părere de rău, nici măcar nu încearcă să facă două secunde sau o secundă de stop, și este angajat în trecerea de pietoni. Și iată, una, cetățeanul se angajează, doi, neatenția conducătorului auto, cumva, dacă ar fi ambele discipline acestor doi, s-ar reduce. Dar dacă nu poate fi creată siguranța din partea acestor două componente, înseamnă că trebuie să apară a treia, semaforul cu dirijare, acolo unde a fost roșu, s-a stabilit 20 secunde sau 30 secunde pentru traversarea pietonilor, după care se dă flux de deplasare pentru mijloacele de transport. Dar asta implică, intuiesc, alte cheltuieli care, ceea ce ține de viteză, bineînțeles, traficul nu este așa de încărcat în localitățile rurale. Și asta și îi determină și, cumva, noi trebuie să recunoaștem. Cu părere de rău, nouă nu ne ajung la ziua de astăzi 500 de echipaje de patrulare în teritoriul țării. Asta și diminuează sporirea nivelului de securitate în teritoriu. Având un polițist de sector la 4 sate, și un singur echipaj de patrulare pe raion, noi suntem conștienți că nu putem fi prezenți în toate localitățile din satele respective. Iată, asta și creează
posibilitatea unora fie de a se deplasa și a zbura prin localități, fie în situația în care el s-a dus la vecin să consume și alcool ca să revină acasă. Ce ține de ședințe, cel puțin au fost organizate platforma Maiului, la care și eu am participat, la două publice și una închisă, dar eu personal pe platforma Inspectoratului General al Poliției am organizat anul curent cel puțin 5, unde nu doar, inclusiv am invitat și reprezentanții autorităților statului, am invitat și experți în domenii rutiere, este înregistrat, a fost transmis public toate acestea, am făcut particular ședințe cu diferite asociații, că vorbim de transportatori, că vorbim de segmentul cicliștilor, deci m-am străduit cu fiecare ca să găsim numitorul comun, cumva, și ce să facem să îmbunătățim acest lucru. Ultima a fost 2 săptămâni în urmă, poate 3 săptămâni în urmă, cu cei care reprezintă circuitul trotinetelor în Chișinău. Noi vedem ce se întâmplă în Chișinău cu aceste trotiniete și care este situația cu dânșe. Și pur și simplu am fost nevoiți, poate că cineva ne-a criticat, dar am fost nevoiți să începem a ridica aceste trotiniete acolo unde constatăm că persoana nu are vârsta, că persoana nu are dreptul de a conduce, că persoana se află în stare de ebrietate. Și ceea ce spuneți dumneavoastră, domn președinte, cu părere de rău, nu trebuie să arătăm cu degetul, dar din toate instituțiile și inclusiv și chiar săptămâna asta am constatat stare de ebrietate și a unor reprezentanți ai misiunilor diplomatice la Chișinău, care la fel circulă în stare de ebrietate și dacă nu s-a primit pe mașină s-a urcat pe trotinetă în stare de ebrietate, dar oricum continuă. Deci este o situație care, cu păreri de rău, noi nu-i putem controla pe toți. Eu am spus, din 8.000 de polițiști care sunt, cu siguranță noi avem și uscături care cumva denigrează și nu merită să fie în poliție. Dar atunci când ei sunt depistați, este regretabil că noi îi avem, dar atunci când ei sunt depistați, eu am spus, ei nu se regăsesc în activitatea din continuare a poliției. Pe lângă fapta penală care poartă răspundere, deci asta nu absolve și de răspunderea disciplinară de a fi încetat raportul prin concediere cu aceștia. Eu uneori am prins că nu exportăm cât trebuie, dacă rămâne mult aici. Bun, totuși o întrebare. Noastră ați menționat despre faptul că există treceri de pietoni în care se necesită elemente de siguranță suplimentară. La sigur aveți o statistică a celor treceri de pietoni care fie drumul este malat, fie că este după o cotitură, de exemplu, sunt treceri de pietoni care niciodată n-am înțeles de ce ele nu sunt, la minimum 25 de metri de intersecție. Eu în Chișinău sunt destul, legea spune foarte clar, trebuie să fie 15-20 de metri acolo, deci ele nu există, ele direct în intersecție se află. Întrebarea mea este altă, câte demersuri ați făcut la administrațiile publice locale, și nu mă refer doar aici, da? Eu mă refer la nivel național, câte demersuri ați făcut și inclusiv la administrația publică centrală, în gestiunea căror sunt drumurile naționale, câte demersuri au fost făcute și câte din ele s-au respectat și solicitările pe care le-ați făcut dumneavoastră. Ceea ce ține de sesizările sau prescripțiile care le fac poliție, cu părere de rău, ele nu au o formă obligatorie. Ele sunt, hai să le spunem, consultativi, informativi pentru autoritățile publice locale. Și dacă o să ne uităm, o sesizare sau o prescripție nu înseamnă că e un element. De exemplu, ultimele prescripții care au fost făcute, am luat un tronson. Iată, a fost prescripție făcută la Chișinău. De exemplu, am luat Mircea cel Bătrân de la A la I. Deci, absolut tot ce trebuie și considerăm noi oportun pe bulevardul respectiv ca să se afle și trebuie să se întrunească. Același lucru elementar, dacă stăm să ne gândim sensul giratoriu de la Mircea cel Bătrân, numai intrăm de pe sensul giratoriu, primul lucru ce dăm, noi dăm într-o trecere de pietoni care blochează tot circuitul rutier, în trecerea de pietoni acolo și se face ambuteiajul acolo. După care numai am trecut și plus asta e chiar în spatele stației de așteptare. Am mers 30 de metri, noi avem altă trecere de pietoni care la fel e cu risc sporit. Deci noi
am trimis prescripții și le-am luat la rând cele mai mari bulevarde din Chișinău. Anul ăsta am lucrat în mod special cu cele mai importante artiere unde avem accidența cea mai mare. Am luat reșind din harta accidenții și am mers pe aceasta și am înaintat prescripții. Deci vorbim Mircea cel Bătrân, Bulevardul Moscovei, Bulevardul Dacia. Deci toate acestea au fost înaintate, prescripții și sesizări, cum vedem noi că e necesar să fie amenajat ca să excludem toate riscurile de accidență rutieră. Nu bine, toate nu o să le putem exclude, dar să excludem marea majoritate a riscurilor care duc la accidența rutieră. Știți care este răspunsul? La identificarea surselor financiare vom examina oportunitatea. Când se face o intersecție nouă dumneavoastră, avizul dați sau nu? Când o intersecție nouă, eu pot să vă spun o nouă locație unde în timp apropiat o să fie destule accidente, asta e strada 31 August care duce spre Ciuflea, că dacă nu mă credeți, acolo unde s-a spart bordura, da, chipurile se meargă direct pe strada de Ciuflea încolo. E că o să vedeți câte accidente acolo o să fie într-un viitor tare apropiat. Domn președinte, dacă o să luăm Albișoara, Rousseau, alte segmente, la toate au fost avizele negative a poliției. Deci inclusiv marcajul care a fost de pe Albișoara a fost un aviz negativ al poliției. Atunci e clar și acțiunile și responsabilitatea pe care o poartă și reprezentanții administrației publice locale, da, sau e responsabilitatea lor, mai bine zis, atunci când se fac anumite avize și nu le iau în considerație. Dar eu, cu siguranță, deja văd anumite lucruri făcute așa că așa place mușchiul cuiva, că vrea el să facă. Da? Dar eu vă spun, următoarea locație, puteți vă notați, o să vedeți în următoarele luni. Bun, eu zic că dacă mai sunt întrebări, dacă nu, la sfârșitul audierilor tuturor instituțiilor, o să putem suplimentare. Da, domnul Starăș, da, vă rog. Da, mulțumesc. Господин генерал, я слушал очень внимательно то, что вы говорили о велосипедистах. И, понимаете, они спортсмены, им надо тренироваться. И не их вина в том, что государство не в состоянии им обеспечить адекватные условия для тренировок. Конечно, то, что они выезжают на национальные трассы, где идет дальнобой, где идут многотоннажные машины, это всегда риск. Но им куда деваться? Ровно год назад, 25 августа, произошел очень прискорбный случай, прецедентный случай, на мой взгляд, когда чемпионка Молдовы по велоспорту Анна Родина стала жертвой ДТП из-за 20-летнего болвана, который просто пошел на обгон в неположенном месте. Я даже не знаю, отняли ли у него права. Я знаю, что человек чуть было не остался без руки, молодая женщина, и фактически осталась калекой. Я не знаю, я думаю, что года бы должно было хватить для того, чтобы разработать какой-то регламент. Полиция совместно с федерацией, совместно с, не знаю, там, с ассоциациями велосипедного спорта разработать какие-то регламенты для того, чтобы сделать тренировки спортсменов безопасными. Скажите, пожалуйста, делается ли что-то в этом направлении? Благодарю вас. Stimate domnule deputat, am spus, începând cu anul trecut, a fost aprobat regulamentul cu privire la modul de desfășurare a antrenamentelor pentru cicliști. În mod obligatoriu, cicliștii trebuie să aibă o mașină de siguranță în spate și aceasta, în mod obligatoriu, trebuie să fie, de fapt, și cu girofar galben, ca să creeze siguranța acestor persoane. Acum noi trebuie să vedem de ce școlile sau instituțiile sportive care asigură acest proces nu au ajuns să implementeze acest mecanism. Dar am spus, este o responsabilitate care trebuie să ne-o asumăm cu toții de rândul anilor. Dacă să luăm din anul 2001-2002 până în 2020 se construiau câte 10 km de pistă pentru bicicliști, inclusiv în acea perioadă, noi aveam și un ciclism dezvoltat pe pistă destul de bun. Dar cu părere de rău, eu nu mi-amintesc în copilăria mea sau în adolescența mea sau primii ani de muncă a mea până în anii 2010 să fi avut sau să știut măcar de o pistă de cicliști în Republica Moldova. Может быть, пока эти регламенты заработают. Может быть, полиция могла бы сопровождать. Я понимаю, что нехватка людей, и бывают нетрезвые люди за рулем в полиции тоже, к сожалению. Но, может быть, могла бы по какому-то согласованию на каких-то больших
тренировочных стартах могла бы помочь, пока не заработает этот механизм. Спасибо. Acolo unde sunt organizate competiții sau unde sunt organizate acțiuni masive de genul respectiv, acolo cu siguranță colegii mei de la Inspectoratul Național de Securitate Publică asigură. Este dificil acolo unde vorbim de un tânăr sau doi tineri care merg pe bicicletă, nu pot să-i dai un echipaj al poliției ca să meargă în spatele lor, dar unde sunt într-un număr mai ridicat, care noi conștientizăm că aceasta deja este o responsabilitate masivă și noi trebuie să le creăm siguranța, cu certitudine în astfel de cazuri, colegii asigură protecția cicliștilor respectivi. Mulțumesc! Alte intervenții. Domnul Chirea, vă rog. Bună ziua! Domnul Cernăuțan, ați comunicat anterior că ați expediat mai multe prescripții către autoritățile publice locale și răspunsul este că vom interveni atunci când vom avea mijloace bănești. Este o neînțelegere pentru mine când autoritatea publică locală identifică mijloace bănești pentru a face concerte, pentru alte activități, dar pentru siguranța și viața pietonilor, o las un pic deoparte, sau pentru o altă dată. Eu vreau să întreb, atunci când autoritatea publică locală refuză de a înlătura aceste pericole, există o continuitate de a examina acțiunile autorității publice locale prin prisma neglijenței care au dus la cauzarea decesului persoanelor sau nu? Sau aici ne oprim? Deci, aveți perfectă dreptate, dumneavoastră. Imediat, pentru mine a ridicat foarte multe semne de întrebare accidentul de rutier care a fost Mircea cel Bătrân. Și iată, la acea etapă, eu personal am solicitat ca colegii să examineze și au fost solicitate în adresa deoarece nu este competența de plină a noastră aici și a solicitat organelor procuraturii ca să fie examinat inclusiv prin prisma neglijenței din partea reprezentanților autorităților publice locale, faptul că noi am sesizat, noi am somat despre acea trecere de pietoni și anterior de pe Mircea cel Bătrân unde a fost tamponat fetița de troleibus, dar aceasta cumva a fost lăsat de izbelește o perioadă de timp. Și noi am solicitat ca să fie, dar am spus, nu este competența noastră de a da aprecieri și calificări. Noi doar solicităm în cazurile respective. Bineînțeles, dacă se va modifica codul de procedură penală și va fi pus în competența poliției ca să inclusiv să înainteze învinuirea, eu vă asigur că cei care sunt colegii mei și zi de zi văd care este nedumerirea, noi o să o asigurăm. Avem procuratură pentru asta. În caz contrar, dacă dăm toate atribuțiile fie la poliție sau fie la CNA, dizolvăm procuratura. Da, cumva procuratura și are atribuțiile ei, deci le are și trebuie să dăm cezarul ce e cezarul. Da? Bun, dacă mai există domnul Cheptonar, era? Domn Cernățean, eu vreau cumva să dau ca exemplu, pentru că acum colegul meu Chiriac a dat întrebare despre voința unui apele de a construi infrastructură rutieră pentru ciclism. Și eu vreau să dau exemplu primăriei municipiului Ungheni, de unde eu vin, și care pe durata ultimului an a construit de la zero circa 20 de kilometri de piste ciclabile prin extinderea, deci lățirea trotuarelor, prin marcaj rutier destinat cicliștilor pe șosele, urmează să fie și bariere pentru a le delimita de drumul pentru automobili. Deci acolo unde există voință și viziune a unui primar, așa cum a fost în cazul municipiului Ungheni, lucrurile pot să fie. Dar acolo unde banii se alocă pentru concerte și pentru pavaj pus de firme ale casei, acolo siguranță nu are cum să fie. A doua parte, pe propuneri, pentru că am vorbit mult despre accidente comise în stare de ebrietate, opinia mea este că una dintre prevederile la
legislația care noi o să venim să o modificăm ar fi introducerea unei prevederi de arest preventiv de 72 de ore obligatoriu pentru șoferii depistați în stare de ebrietate de o anumită avansare. Adică dacă persoana este depistat, pur și simplu stopată în trafic, a suflat, s-a depistat că este de un anumit grad, înseamnă că omul acela este, are practic în mână o armă scoasă de pe siguranță și este pregătit să omoare pe cineva. Pentru aceasta trebuie să meargă în arest preventiv, în opinia mea, vreau să dezbatem acest lucru, să meargă pentru 72 de ore, să se trezească, să reflecteze la ceea ce a făcut, pentru că trebuie să admitem la noi cumva oamenii gândesc că las că îmi se aranjez cumva, las că o să vorbesc cu nu știu cine, o să mă scoat la judecător, o să plătesc undeva și o să scap de pedeapsă până la urmă. Dar atunci când tu știi că obligatoriu, dacă ești stopat în trafic, vei ajunge măcar și pentru 72 de ore la pușcărie, atunci eu sper că oamenii un pic să se abțină de la consuma înainte să se așeze la volan. Mulțumesc! Eu cu siguranță o susțin așa ceva, dar mă uit la doamna Stamati și ea se uită la mine și înțeleg că eu nu o să mă susțină. Eu să am rugăminte, întrebările să fie foarte succinte și răspunsurile la fel, pentru că sunt foarte mulți raportori și o să ajungem până la ora 4 aici. Eu doar vreau să fac o precizare aici la arest. Cu părere de rău, noi în codul contravențional, ceea ce ține de penal nu este o problemă de a aplica acum măsura de 72 de ore, este o problemă în codul contravențional. Și cu regret, este o problemă foarte dificilă. Noi am modificat anul trecut, dacă eu nu greșesc, codul contravențional și am stabilit măsura preventivă de arest pentru anumite fapte, dar dacă îmi spune cineva unde a fost aplicată această măsură, niciodată, deoarece este o măsură moartă. Și vă spun din ce considerente. Normal, pentru orice acțiune de ultragiere sau care s-ar putea aplica măsura de arest, de fapt nu ține de competența a poliției sau a procuraturii, ține de competența a instanței de judecată. Deci noi avem sute de procese verbale expediate în instanța de judecată până la ziua de astăzi, cu propunere de arest, niciun caz nu a fost satisfăcut. Deci, zero. Ca să înțelegem ce a însemnat modificarea în codul contravențional la compartimentul arest, ca noi să avem o pârghie să-i disciplinăm pe unii care își iese din... Ok, domn general, haideți să muncim la legislație. Soluții ca sunt, să facem, noi o să le facem astfel să încât să scoatem marja de discreție unui funcționar de orice fel, a unui magistrat, și să impunem acest lucru. Noi suntem statul până la urmă și atâta timp cât cetățeanul singur, unii cetățeni singuri nu-și dau seama despre pericolul pe care îi reprezintă urcând beți la volan, atunci coerciția trebuie să fie mai dură și noi trebuie să muncim la asta. Și cumva aș vrea să muncim la acest proiect de lege. Dacă mai sunt cineva. Da, vă rog. Bună ziua, Alina Zbanc, formator de opinie. Domnul general, ați avut un raport foarte bun și, după mine, nu ați menționat nimic acolo despre măsurile de prevenire, că, de fapt, ceea ce discutăm noi astăzi aici sunt consecințele. Și experiența Ministerului de Interne și experiența dumneavoastră acolo a arătat nu o singură dată că, de fapt, măsurile de prevenire sunt mai ușor de aplicat și e mai ușor să lupți cu accidentele mai puțin grave decât să ajungi cu consecințe de așa nivel și cu angajați care urcă sau își permit să urce la volan în stare de ebrietate. Întrebarea mea este dacă această statistică este un indicator de securitate a cetățeanului, după părerea dumneavoastră, și dacă tot spuneți că această statistică a scăzut în ultimii ani în comparație cu 2020-2021, a crescut gradul de încredere în poliție și siguranța cetățeanului în trafic. Spun oamenii că se simt în siguranță mai mult acum decât în anii precedenți, pentru că, de fapt, ăsta este indicatorul de securitate și nu statistica, care cunoaștem noi bine că se truchează și nu întotdeauna cifrele arată realitatea din teren. Și colegii din poliție nu o să mă lasă să mint că în continuare acest lucru se întâmplă. Cu siguranță dumneavoastră, ca manager al acestei instituții, cunoașteți mai bine decât mine ce se întâmplă în teren. Ați vorbit foarte bine ca un bun jurist,
dar dumneavoastră conduceți Poliția Națională și mi se pare că suntem exact ca într-o situație în care omul recunoaște că are o boală și merge la medic să-i confirme acest lucru, ca să strateze. Iar cumva în raportul dumneavoastră am senzația că încercați să nu recunoașteți problemele cu care se confruntă Poliția Națională. Resursele umane, lipsa lor, lipsa pregătirii angajaților generează aceste accidente rutiere sau nu generează, după părerea dumneavoastră? Și dacă statistica cumva comunică despre gradul de securitate a cetățeanului. Totodată, trebuie să menționez și despre lucrurile bune pe care le observăm în traficul rutier, mai ales după ce s-au întâmplat aceste accidente grave, soldate cu deces. Ca măsură de prevenție, am observat polițiștii care patrulează în traficul rutier cu motocicletele, așa numite scutere. O măsură extraordinar de bună și nu este doar părerea mea, dar și a oamenilor cu care comunic. Eu sunt șofer și să știți că crește gradul de responsabilitate atunci când îi vezi și îi vezi nu pentru că ei sunt acolo să te penalizeze că ai făcut o încălcare sau alta, dar sunt acolo pentru că ei asigură siguranța rutieră, nu doar reactivă, nu doar în momentul în care se întâmplă un accident rutier, dar atunci când e liniște și pace, se circulă fără ca oamenii să încalce, dar ei sunt acolo. Pentru mine asta este un indicator de securitate. Mulțumesc! Bine, eu o să încep de la aceea că, de fapt, statistica nu se face de dragul de a fi statistică. Statistica, dacă o să luăm, eu am vorbit de nume statistice, dar dacă o să ne uităm pe tabelul care este prezentat, de fapt nu este o statistică, dar este un raport analitic pe marginea accidenței rutiere. Acolo unde ne arată care sunt problematicile, unde am întâmpinat problemele, care sunt traseele cu probleme, unde sunt punctele cu accidența rutieră ridicată, care sunt orele în care se comit accidentele rutiere cele mai frecvent și care este motivul, care este vârsta, inclusiv în ce perioadă au luat permisele de conducere, conducătorii respectivi, auto. Deci acestea sunt o serie de analize, aceste statistici care pe marginea numărului accidentelor rutiere tu desfășori problematica ca să înțelegi ce a generat aceste accidente rutiere. Cât ține de o problematică de resurse umane, eu chiar mă bucur, doamna Zbancă, dumneavoastră ați ridicat, o avem și eu spun mai mult ca atât, că în anul 2017, dacă nu greșesc, s-a făcut inversarea piramidei funcționale în Ministerul de Interne, unde a fost o tendință că nu știu cum, că noi o să ridicăm numărul polițiștilor pe seama faptului că scoatem cei cu studii superioare și o să-i aducem pe cei cu 11 clasă sau fără studii superioare. Iată, asta este și o parte a rezultatului care s-a întâmplat acolo. Noi am rămas cu același număr de polițiști minim, care îl avem, numărul polițiștilor nu s-a majorat urmare inversării piramidei care a fost atunci, dar cu părere de rău am ajuns că în funcție au fost angajați doar tineri, fără studii, și noi ne mirăm de multe ori de ce un proces verbal este făcut necalitativ pe marginea drumului, deoarece acel polițist nu are studii superioare, în urmare inversării piramidei funcționale care a fost făcută în 2017. Și iată, noi încă trebuie să apreciem munca acelor polițiști care întocmesc un proces verbal și el are idei scout în codul contravențional și să aducă o argumentare juridică, neavând studii. Noi ne punem întrebarea, de ce el nu are studii? Că nu a avut capacitatea să intre la universitate. Înseamnă că, dar noi așteptăm de la el o calitate înaltă în procesul lui de muncă și de documentare a unei contravenții în traficul rutier. Iată, aici și apar unele probleme care ele nu sunt de azi, nu sunt de ieri, dar ele sunt instituționale, create, poate din anumite intenții nobile, dar ele nu au dus la un rezultat bun. Ceea ce ține de faptul că sunt eu jurist bun sau nu sunt jurist bun și sunt manager cunoașterea problemelor, vreau să spun că eu am crescut în această instituție și tot ce a fost elaborat sau conceptual s-a elaborat în Ministerul de Interne, cred că la 90% am fost parte și eu și o cunosc foarte bine. Iar unii nu cunosc anumite aspecte care țin, eu nu mă rușinez ca să întreb colegii mei care este procesul și inclusiv și la alți colegi care poate nu sunt în sistem și au fost buni în anumite domenii ca să consult acest lucru. Și eu apreciez atunci când cu adevărat avem intenții de promovare a imaginii la ceea ce ne reprezintă pe noi ca societate.
Eu am spus-o și anterior, dacă ar fi fost să alerg după imaginea sau nivelul de încredere, eu nu scoteam toate chestiile negative care apar. Alergam după imagini, dar și așa vreau să spun că încrederea în poliție, conform barometrul de opinie, au crescut raportat la ultimii ani de zile care sunt, dar am spus, tendința mea nu este de a arăta în barometri, tendința mea de a arăta securitate și siguranță. Asta este cel mai important care eu îmi doresc. Mulțumesc! Eu cred că contează și calitatea studiilor la colegiu. Nu e cel mai important să aibă studii superioare, dar eu cred că și la colegiu de poliție care este, trebuie o altă calitate de instruire și atunci lucrurile se schimbă. Cine mai este? Dacă nu, trecem la următorul raport. Raportul Procuraturii Generale, vă rog. Bună ziua! Sunt Oleg Afanasi, procuror în cadrul Procuraturii Republicii Moldova. Reprezint Procuratura Generală acest for. Domnul deputat, stimată audiență, după cum cunoașteți și cum s-a discutat de predecesorul, securitatea circulației rutiere trebuie să afle în grija tuturor organelor implicate, conform legii și competențelor funcționale cu care este atribuită, care sunt atribuite Procuraturii. Noi suntem implicați prin conducerea urmăririi penale și exercitarea urmăririi penale nemijlocit de procuror în cazurile subiectelor speciale. Da, avem și competență la înregistrarea contravențiilor și avem competență la inițierea după cază procedurilor de revizuire. Am să încerc să dau o statistică concretă, pentru că noi, procurorii, putem să ne caracterizăm activitatea doar prin ceea ce avem mai aplicabil, în special cifrele care arată în felul următor în ultimii ani. 2020, avem înregistrate total 5.249 de infracțiuni, dintre care infracțiuni în domeniul transporturilor. Se are în vedere accidentele rutiere și stare de ebrietate, adică conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate. Astfel, 4.410 infracțiuni din aceste 5.249 sunt în privința conducerii mijloacelor de transport în stare de ebrietate. Anul 2021 avem 5.444 de cazuri, dintre care aproximativ 4.600 în stare de ebrietate la volan. În 2022 avem 5.074 de infracțiuni, dintre care 4.275 în stare de ebrietate. Și în ultimele 8 luni ale anului curent avem 3.062 de infracțiuni de cauze penale pornite, mai bine zis, dintre care 2.500 aproximativ în stare de ebrietate. Avem o statistică, bine, vreau să încep de aceea că, după cum observați, 80% din toate infracțiunile sunt în baza articolului 264 prim, de ordinul miilor, dar să fim atenți că acesta este o cifră a infracțiunilor care s-au înregistrat, pentru că toți cunoaștem că acest fenomen se bazează pe cifre înregistrate, însă există și cifre care posibil nu au fost descoperite, să spunem așa. Cifrele sunt foarte mari, foarte multe persoane pe această statistică se observă că devin infractori, devin persoane eventual condamnate. Din toate aceste, din acest volum, în instanța de judecată anul 2020 au fost trimise 3.991 de cauze penale, în 2021, 4.175 de cauze penale și în 2022, 3.825 de cauze penale. Anul acesta, 2.002 cauze penale transmise pentru a fi soluționate de instanța judecată. După cum observăm, acest proces la fel se menține la ponderea de 80%. Sunt niște cifre mari care ne obligă pe noi să fim cu, spunem, să fim într-o stare de alertă, pentru că, în mod normal, infracțiunile din toată gama de infracțiuni care noi avem, suntem obligați ca să fim cu ochiul pe cele care ne cer mai multe resurse.
mai multe mijloace și, în mod normal, mai mari reticențe. Infracțiunile în domeniul transportului din volumul total de infracțiuni constituie 20%. Este pe a doilea loc după infracțiuni contra patrimoniului, care este 44-43% an la an, dar ce interesant că toate politicile care se implementează, toate măsurile care se întreprind, rezultatul lor, dacă se uităm din punct de vedere tehnic, rămâne unul și același procent. Adică dacă în 2020 a fost 20%, în 2021 20,3%, în 2022 fix așa. Și anul acesta la fel. Însă sunt de acord cu domnul șef al Inspectoratului General de Poliție, statistica este una în descreștere, puțin în descreștere, da, am avut anul 2021, însă știm că acest an în procedură a venit ca unul după starea pandemică în țară, care a frânat, a stat într-un fel, într-o perioadă de trenare, a unor cauze penale care au răbufnit în următorul an, când, să spunem așa, subiecții s-au simțit mai liberi. Însă anul 2022 și anul curent mergem într-o scădere, însă avem altă problemă. Infracțiunile date, într-adevăr, sunt unele foarte mediatizate, sunt aici de acord cu predecesorul și aceasta ne face să răspundem pe măsură și să luăm o anumită atitudine. Bine, n-am să trec la detalii pentru că noi, procurorii, suntem obligați inclusiv să orientăm instanța de judecată ca fiecare caz să fie tratat în mod individual. Aici despre statistică nu poate fi vorba, însă noi solicităm instanța de judecată să fie aplicată așa cum prevede legea, amendă, muncă neremunerată în folosul comunității sau după caz închisoare, însă în toate cazurile cu anularea dreptului de a conduce mijloacele de transport. Vreau să corectez poziția anterioară a predecesorului. Noi cerem doar anularea dreptului de a conduce a mijlocul de transport, ca altă măsură nu este prevăzută, cu excepția articolului 264 alineatul 1, adică accidentele care maxim consecință au leziuni medii și unde este posibilă și împăcarea părților. Acolo, în aceste cauze, se solicită, după caz ca pedeapsă suplimentară, privarea de dreptul de a conduce de până la 2 ani. Acest proces este condiționat pe mulți factori, depinde de repararea prejudiciului cauzat, comportamentul făptuitorului, în linii generale, după evaluarea circumstanțelor atenuante și celor agravante. După cum ați observat și precis că o să fim și întrebați la acest capitol, în ultima perioadă, datorită, spunem, și fenomenului mediatizării, puțin s-au înăsprit măsurile coercitive, însă trebuie să fim înțeleși. Acest aspect este unul important și rezonanța fiecărei crime tot are locul ei pe masa celorlalte opțiuni și priorități. Dacă o crimă este neînțeleasă sau cel puțin devine și pentru procuror și pentru judecător cam așa stranie, atunci respectiv subiectul trebuie să fie tratat cu maximă, la o unghi destul de ascuțit, să spunem mai simplu. În ultimul rând, noi atragem atenție și la ceea că fiecare caz în parte trebuie să fie tratat în așa fel ca să fie asigurat principiul justiției restaurative, ca părțile să obțină, în special părțile vătămate, să obțină o satisfacție echitabilă. Desigur, în cazurile cu deces, fiecare deces este o tragedie ireparabilă. Și acest moment trebuie să fie privit ca atare și să nu ne ascundem după unele, spunem, teze și principii care pot să influențeze luarea unei hotărâri așa cum ea trebuie să fie luată. În parte ce ține de probleme, da, avem probleme în cadrul investigării infracțiunilor respective. Ele se încep, în primul rând, de la cadrul juridic imperfect
care, după cum se vede astăzi, urmează fi cumva, știu, poate corectat, poate orientat pe calea cea mai reușită. Avem un termen de prescripție redus, pentru că infracțiunile date, dar dacă se uităm în punct de vedere procentual, ele sunt ușoare și ei ține de starea de ebrietate la volan, conducerea mijlocului de transport. Atunci, asta este o infracțiune ușoară, pentru care procurorul poate aplica și ofițerul de urmărire penală poate aplica anumite măsuri coercitive, nu cele care le dorești sau cele care le cere cineva. De ce? Termenul prescripției în asemenea infracțiuni, la asemenea infracțiuni, este de 2 ani de zile. Astăzi nu putem să ne lăudăm cu careva rezultate finale, să spunem, pentru că statistica este, din punctul meu de vedere, negativă. Am avut perioada anterioară care a dus la ce cauzele penale au fost tergiversate. Da, au fost tergiversate din anumite condiții, însă să știți că de aceste condiții s-au folosit și inclusiv făptuitorii, care nu doresc să fie supuși răspunderii penale și să folosesc de toate procedeile și instrumentele care ar permite expirarea acestui termen, în special nu că pedeapsa e... Pedeapsa principală îi sperie, dar în joc este dreptul de a conduce. Dreptul de a conduce ca pedeapsă complementară, odată cu expirarea termenului de prescripție, nu mai poate fi aplicat privarea de acest drept. Deci este un lucru tehnic, pentru noi este foarte clar. Deci nu avem discreție aici. Și, în mod normal, am investigat cazul. Bun, la anchetă durează asemenea infracțiuni până la o lună de zile, însă în instanța de judecată se începe tergiversarea la prima vedere, ar părea că este legală, dar scopul este clar. Suntem în perioada când recent, în luna august, în două rânduri au fost modificate prevederile codului de procedură penală, care sper că vor veni și vor accelera modul de desfășurare a procesului penal, și, în mod normal, și modul de a da și noi, ca procurori, un răspuns, că să nu fim arătați, să spunem, în vizor, că într-un caz am aplicat legea într-un fel, dar în alt caz am aplicat legea în alt fel. Ele sunt foarte binevite, ele, în primul rând, au fost așteptate și se mai așteaptă și altele și inclusiv la ele, de atât, pentru că mai sunt probleme care, odată ce ele sunt transpuse și transcrise, au apărut niște deficiențe, dar noi, pe platforma procuraturii, vom veni cu un mesaj aparte. La fel, avem niște momente care, ele sunt simple, dar detaliile acestea ne modelează și nouă comportamentul, și ofițerul de urmărire penală, și agenților constatatori, și tuturor actorilor implicați în acest proces. Avem doar... Că am înțeles că multă lume este indignată de faptul că persoanele care au comis accidente rutiere sau care sunt în stare de libertate la volan, ei nu transmit permisul de conducere. Asta este o problemă, într-adevăr. Avem un termen doar de 3 zile, să știți, de momentul când agentul constatator ridică permisul de conducere, noi avem 3 zile pentru a înainta demers judecătorului de instrucții pentru a-l suspenda provizoriu. Dacă a expirat acest termen, demersul va fi respins. E un lucru, iarăși, tehnic. El se respinge și gata. Legea așa prevede. Dar închipuiți-vă că se întâmplă în zile de odihnă, dar se întâmplă în mod normal că starea de ebrietate persoanele conduc în stare de ebrietate, în deosebi în zile de odihnă. În deosebi în zile de odihnă și în zilele de sărbătoare și în deosebi în perioadele, să spunem așa, de recreație, care câteodată sunt unele mai lungi. Dacă să vedeți statistica, colegii de la poliție o să mă susțină, anume în aceste perioade, cetățenii nu servesc în timpul de lucru sau cel puțin nu ar trebui. La fel, mai avem niște momente care nu le putem sau le interpretăm greșit pe platforma procuraturii în interacțiune cu partea apărării și, e clar, și cu participarea instanței de judecată, când organul de constatare, adică este o
cu privire în articolul 182 prim din Codul de Procedură Penală, înlăturarea conducătorului de la conducerea mijlocului de transport. Se primește că organul de constatare devine un subiect în cadrul procesului penal care înlătură persoana de la conducerea automobilului, dar acest moment, după interpretarea unor formatori de opinii, să spunem, sau mai bine spus părți, generează pornirea termenului de bănuit. Adică 10 zile este considerată aceasta ca o măsură preventivă și noi avem doar 10 zile să înaintăm învinuirea. Însă, aici avem probleme că un examen medical, rezultatele lui, în mod ordinar, vin aproximativ într-o lună de zile. Adică într-o lună de zile, centrul medical dă un răspuns că a fost persoana în stare de ebrietate sau nu a fost persoana în stare de ebrietate și care este gradul. În învinuire trebuie să fie doar concret. De ce noi venim pe această platformă ca să, într-adevăr, susținem modificările la momentele care le-am spus, că ele sunt unele din cele mai importante și principale care trenează activitatea noastră în compartimentul respectiv. E clar, totodată vrem să folosesc ocazia ca să atragem atenția cuvenit și la asigurarea tehnico-materială și investirea în resursele umane. Noi, procurorii, vedem doar capătul și venim către instanță, capătul întregului proces, cum se obține un rezultat care să putem să-l raportăm la prevenirea, și, adică la combaterea fenomenului și a preveni pentru alții, ca să nu comită această infracțiune. Avem un număr redus de experți autorizați în domeniu. În domeniul expertizei noi suntem la nivelul zecilor de ani trecuți. Metodicile care se aplică, la care aplică expertiza, sunt învechite. Este un moment care este foarte important, dar câteodată când citești câte o concluzie a expertului și o constatare, acolo se folosesc formule care de anii 60 a secolului trecut. Ar fi binevenit investirea și atragerea specialiștilor, deși e clar, este un moment foarte sensibil, însă trebuie de găsit resurse, posibilități ca ei să fie atrași în acest domeniu cândva de prestigiu pentru toate, spunem, perioadele țării noastre. La fel, mai avem azi, și este o problemă, când se iese la fața locului, când s-a întâmplat un accident rutier din domeniul infracțiunilor cu deces, în deosebi, când se blochează traseul, dar noi venim cu rigla mecanic și măsurăm ca și cum se măsura încă câteva zeci de ani în urmă. Acum, la cercetare la fața locului, s-au îmbunătățit lucrurile doar că avem telefoane care filmează cu megapixeli mai mult, dar nu se folosesc acele telemetre cu laser, care știu că Inspectoratul General al Poliției dispune dânsul, dar iarăși acolo trebuie de investit în resurse umane și de instruit persoanele care trebuie să ocupe cu cercetare la fața locului în termen proxim. Că cetățenii stau în ambuteiaj, strigă și pun presiune pe anchetator, pe ofițerul de urmărire penală, pe ceilalți participanți la cercetarea fața locului, pe martori și în toată, și așa este o problemă, o tragedie, mă rog, consecințele sunt foarte dureroase, dar mai avem și aptitudinile slabe de a scoate în capăt o cercetare la fața locului și de a o efectua cu o calitate care ulterior să nu fie pusă în discuție. Cam asta este la capitolul stării de lucruri din punct de vedere a procurorului. Desigur, avem probleme și cu celelalte compartimente în procesul penal, cum ar fi punerea în executare a sentințelor, însă, după cum cunoașteți, din 1 august 2016, procurorul nu mai este o autoritate, o instituție care se ocupe de supravegherea acestui compartiment, dar totodată acesta are un impact pentru a mișca lucrurile înainte, pentru că, după cum ați observat, multe persoane care astăzi comit infracțiuni sau în perioadele, spunem, imediat în trecut, anterior au mai fost sancționate, însă
sunt unele semne mari de întrebare, apar unele semne mari de întrebare referitor la cum au fost puse în executare sentințele sau hotărârile, deciziile anterioare și care au fost măsurile care s-au luat de către cei obligați să o facă. Vă mulțumesc. Da, și noi vă mulțumim. Întrebări dacă sunt în sală. Doamna Stamate, vă rog. Domn procuror, vă mulțumim pentru prezentare. În continuarea modificărilor la codul de procedură penală, vin și modificările la codul penal, care au fost votate în prima lectură și urmează să fie votate în lectura a doua cât de curând. Acestea prevăd inclusiv și suspendarea curgerii termenului de prescripție în momentul în care dosarul ajunge pe masa judecătorului, deci respectiv din momentul în care dosarul este trimis în instanță, începe a curge un nou termen de prescripție, respectiv vom evita aceste tergiversări intenționate pentru a scăpa de răspunderea penală și cred că situația se rezolvă și pe partea asta. Acum, noi când am avut o consultare publică pe marginea proiectului de cod de procedură penală și cod penal în luna iulie, au fost anumite propuneri din partea participanților ca să revedem un pic ceea ce ține de conducerea vehiculului în stare de ebrietate, partea contravențională și partea penală. Nu ne referim la situația în care a fost cauzat accident rutier și nu dă Doamne cu traumatisme sau cu decese, dar constatarea faptului conducerii în stare de ebrietate, în sensul că sarcina de muncă a procurorului este una foarte mare și atunci dosarele care ar putea fi, nu știu, poate pragul ăsta care este la moment deja penal ar putea fi trecut în contravențional, dar sancțiunile să fie mărite, astfel încât să fie investigate aceste tipuri de contravenții mai rapid și eficient, dar cu sancțiuni mai mari, ca să nu fie pus pe sarcina procurorului, ori în cadrul unui dosar penal lucrurile se desfășoară mult mai lent. Dacă permiteți opinia dumneavoastră acest capitol. Mulțumesc. Referitor la termenul de prescripție, într-adevăr, el poate fi și de 2 ani sau de 3 ani, poate fi și de 10 ani. Problema e că o asemenea infracțiune ușoară, ea trebuie să fie investigată în procedură protocolară și ține minte pe timpul până în 2013, 10 zile era. Erau organe de anchetă preliminară și în 10 zile. 10 zile este mult pentru o infracțiune flagrantă de genul ăsta. Important este ca să nu apară premize de a pune făptuitorii sau le aduce făptuitorilor tentația de a încerca diferite procedee. Asta este important, ca fiecare să înțeleagă că răspunderea este inevitabilă și gata. Asta este primul moment și el este și ultimul care poate scoate tot felul de întrebări la acest subiect. Mulțumesc. Doamna Racurmă. Bună ziua! Mersi, domnule procuror, pentru datele prezentate, pentru analiza pe care ați făcut-o, destul de comprehensivă, că era o parte din întrebări la care am vrut să mă refer, privind calitatea investigării cauzelor. Noastră deja ați răspuns, inclusiv pe partea tehnică, că suntem depășiți din tare multe perspective, motiv pentru care eu cred că ștrenează o parte din dosare, pentru că într-adevăr se face o expertiză tehnică și durează și nici specialiști nu sunt. Eu vreau să vă întreb un pic mai din perspectiva rolului procuraturii ca actor în tot ce înseamnă politica penală a statului Republicii Moldova. În ce măsură impunitatea pe care o avem determină, cum să zic, comiterea de noi accidente rutiere și în mod special în stare de ebrietate? Dacă dispuneți de anumite date care țin de recidivă, aici sunt și colegii de la Administrația Națională a Penitenciarilor, dar sunt absolut convins că și dumneavoastră s-ar putea să cunoașteți, pentru că din foarte multe cauze sau accidente rutiere de rezonanță care s-au produs în ultimul timp, descoperim în urma investigațiilor făcute de colegii din media că foarte mulți din cei care au comis aceste accidente rutiere au în palmaresul lor criminal, accidente anterioare care nu au avut o finalitate și nu au fost sancționate. Deci nu vreau să spun aici un lucru super banal, dar impunitatea de cele mai multe ori, știți, că naște monștri. Acolo unde funcționează legea și acolo unde sunt
pedepsele adecvate, gradul totuși de săvârșire a infracțiunilor este mai scăzut. Ați pomenit aici de tergiversarea cauzelor, tertipurile la care recurg, să zicem, autorii de accidente rutiere, inclusiv, probabil, în unele situații, chiar și apărătorii lor. Poate e o întrebare care ține și de reprezentanții sistemului judecătoresc, motiv pentru care țin să o salut aici pe doamna magistrat. Dar vă rog opinia dumneavoastră, impunitatea recidiva și poate sunt și alte explicații, de ce totuși, că suntem campioni la consumul de alcool și că ne punem atât propria sănătate și viață în pericol, e clar, dar o mai punem și pe altora, deci aici trebuie să ajungem. Și studii criminologice, din cât eu mi-aduc aminte, nu știu, domnul Cernăuțeanu, pe tot ce înseamnă infracțiuni din domeniul rutier, ultimul studiu criminologic cred că a fost făcut pe anii 70. Mulțumesc. Am înțeles întrebările. La prima întrebare referitor la recidiv, într-adevăr, acest element pentru noi este unul important, dar este unul și obligatoriu, prevăzut de lege. Noi nu putem omite așa element caracterizatoriu ca recidiva, dar totodată vă aduc aminte că aceste infracțiuni sunt ușoare. Termenul de prescripție este unul redus. 2 ani de zile, bun, până la 5 ani de zile și până la 15 celălalt, dar cele sunt mai puține infracțiuni din domeniul respectiv. Dar aparent, oricum, în cazier apar toate elementele, toate datele. De ce se consideră că persoana nu are antecedente penale dacă ele au expirat? Nu putem să vorbim că cineva a fost condamnat 10 ani în urmă și el pentru asta astăzi trebuie să poartă răspundere. Asta este un lucru evident pentru noi juriștii și în special actorii în domeniu. Deci, dar totodată vă asigur că în fiecare caz, în fiecare cauză penală este deja o obligațiune care se pornește la ofițerul de urmărire penală. La dosar se anexează cazierul contravențional și cazierul judiciar. Forma 246, cine mai la concret. Și respectiv, noi reieșind din comportamentul lui anterior, da, ne formăm o poziție, da, nu e trebuie să fie prevăzut lege, dar noi orientăm instanța. Instanța judecătorească în mare măsură depinde de noi, procurorii, cum orientăm, pentru că nu poate ieși din limitele învinuirii, nu poate să se manifeste, pentru că procesul este unul contradictoriu. La fel și ține de starea de ebrietate, vreau, că am vrut în prima parte, dar totuși vreau să mă expun acum, nu vreau să las lucrul ăsta în așa netrecut, neadus în vizor. Vreau să vă informez în mod oficial că starea de ebrietate stă numai la baza acestor infracțiuni. Astăzi avem infracțiuni deosebit de grave, avem omoruri care când citești speța, când formulezi învinuirea, se începe așa, în rezultatul consumului băuturi alcoolice. Deci poate aici trebuia să vedem, pentru că restul sunt niște consecințe. Acesta este un fenomen. Starea de ebrietate, când vezi cine consumă, noi vedem că este deja... Bine, este o problemă care nu neapărat ține de procuratură în timpurile de azi, că nu avem supraveghere și generală care o aveam, dar vedem categoria persoanelor care au asemenea comportamente și asemenea, să spunem, intervenții de a consuma băuturi alcoolice. Tergiversarea procesului, la fel, dacă să vedem după statistică, nu este tergiversat în cadrul urmăririi penale, dar sunt niște elemente care noi, din nevoie de a respecta drepturile fundamentale și toate principiile care stau la baza unui proces penal echitabil, noi suntem obligați și noi și instanța de judecată să le asigurăm. Nu o facem deliberat, dar o facem obligatoriu. Este, dacă mai bine, bun, posibil putem să fim criticați la acest compartiment, însă este unul sincronic.
este, trebuie de respectat, dacă nu trebuie să fie, trebuie schimbată legea, e foarte simplu. Și atunci legea când poate fi schimbată, trebuie să fim atenți ca să nu fie cumva neglijate prevederile Constituției și a Convenției Europene pentru Drepturile Fundamentale ale Omului. Vă mulțumesc! Mersi. Dacă mă sunt, da, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau dumneavoastră să vă adresez o întrebare. Având în vedere că 52% din infracțiunile rutiere au loc în raza municipiului Chișinău, iar una din cauzele de bază ale acestor infracțiuni este infrastructura rutieră defectuoasă, vreau să vă întreb dacă este prezent aici în sală reprezentantul nemijlociv al primăriei municipiului Chișinău. Și a doua ca tare rugăminte, ascultând raportul domnului procuror, dar și celelalte rapoarte, eu m-am gândit la structura unui raport. Foarte clar a fost partea descriptivă a problemelor, constatările au fost făcute bine, dar eu, ca fost militar, consider că mai este de lucru la partea a treia a unui raport, propunerile concrete. În temeiul celor menționate, procuratura propune 1, 2, 3. În acest mod, comisiile abilitate ale Parlamentului vor avea posibilitatea să generalizeze și tragă concluziile de rigoare. Mulțumesc! Vă mulțumesc de atenționare. Într-adevăr, aveți dreptate la acest aspect. Am primit informația referitoare la ședința de azi, aseară la ora 4. Eu sunt reprezentant al Procuraturii Municipiului Chișinău. În particular, însă, am venit să susțin poziția Procuraturii în genere pe țară și raportul, da, nici nu am raport. Am venit cu o tabel din care am venit să vă expun probleme, că sunt considerate în mod normal, pozițional, ca cineva care cunoaște cel mai bine starea de lucrurilor în domeniu. Dar eu am să vin cu propunerea, am să transmit mesaj procurorului general, interimar, ca să vin toată instituția, așa am să-mi dau și eu aportul, ca să venim cu niște propuneri, dar și propunerile aici tot interesant. Că dacă vii repede cu niște propuneri, ele poate să nu fie luate în vedere. Deci ele trebuie să fie analizate, chipzuite, să venim odată, dar nu în fiecare intervine eu. Deci ultimul punct pe agenda este să discutăm despre concluzii. Referitor la propuneri, propunerile trebuie să vină mai întâi dezbătute și apoi trebuie să regăsească într-un proiect de lege dacă noi o să ajungem la asemenea concluzii. Asta așa, ca să nu ne grăbim, spunem carul înaintea, asta cu soboi înaintea carului. Deci, sigur, ultimul punct este referitor la Chișinău, cum am mai spus, în dependență, dacă raportăm numărul de mașini în populație, el este aproximativ egal ca și în restul Republicii Moldova. Nu este o mare diferență, ceea ce înseamnă că se încalc normele de construcții și de securitate rutieră peste teritoriul întregii Republicii Moldova și nu trebuie să generalizăm doar municipiul Chișinău. Asta așa ca răspuns. Deci concluziile o să discutăm la urmă și o să am rugămintea cum o să facem, deci recomandările, o să luăm, o să rog fiecare instituție în parte să vină cu anumite propuneri, noi o să le facem o totalizare, după care o să venim iarăși, o să facem o dezbatere pe cele propuneri care dumneavoastră o să le înaintați. O să le faceți, de fapt, corect, noi o să le faceți. Consiliul Superior al Magistraturii, vă rog. Dacă este. Dar înseamnă rugăminte succint, că sunt încă 14 raportori. Bună ziua, stimată audiență. Sunt Ioana Cheruneț, membru a Consiliului Superior al Magistraturii. Din păcate, eu tot foarte târziu am primit informația care era pentru pregătirea de ședință de astăzi, dar ascultând antivorbitorii, observ că la capitolul contravenții s-a expus foarte mult reprezentantul INP-ului. Eu am făcut așa o mică analiză legată de cauzele penale care se află în instanța de judecată. Ceea ce ține de contravenții, într-adevăr, sunt probleme și cum s-a menționat la capitolul întocmirii proceselor verbale, asta generează deseori încetarea sau declararea nulității proceselor verbale și problema
acestor cauze a fost vociferată, calitatea acestora. Cunoaștem toți că este insuficiență de cadre atât în organele de poliție, în procuratură, cât și în instanțele de judecată. Dar dacă e să ne referim la informațiile legate de cauzele penale care se află sau au venit și s-au examinat instanțele de judecată în anii, din anii 2020 până în 2023, eu am generat o mică statistică. A fost vociferată și de domnul procuror statistica de expedirea dosarelor în instanța de judecată. Eu cumva am separat articolul 264, încălcare regulilor de securitate a circulației sau de exploatare a mijloacelor de transport, și 264 prim, conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate. Și ca urmare am stabilit cam următoarele cifre, așa, pentru orientare. În 2020, în timpul articolului 264 prim, la instanțele de judecată au fost înregistrate 4.227 de cauze, din care au fost examinate și emise 3.462 de sentințe de condamnare și 69 de cauze au fost încetate pe diferite motive. În 2021 au fost înregistrate 4.323 de cauze, fiind emise 4.069 de sentințe, pe 99 de cauze au fost încetate. În 2022 au fost înregistrate 3.990 de cauze și au fost emise 3.573 de sentințe, pe 100 de cauze au fost încetate procesele penale. În 2023, pentru 6 luni au fost înregistrate 1.705 cauze și au fost emise, inclusiv cu dosare care erau în restanță, 1.745 de sentințe. Pe o cauză a fost încetată cauza penală. Cu referire la articolul 264, încălcarea regulilor de securitate a circulației, în 2020 au fost înregistrate 438 de cauze penale și s-au emis 360 de sentințe, pe 49 de cauze a fost încetat procesul. În 2021 au fost înregistrate 418 cauze, s-au emis 337 de sentințe și încetate cauze pe 44 de dosare. În 2022, la fel, au fost înregistrate 369 de cauze penale, emis 324 de sentințe, pe 24 de cauze a fost încetat procesul. În 2023, 6 luni, au fost înregistrate 189 de cauze penale în instanțele de judecată și s-a emis 182 de sentințe, nu s-a încetat nici o cauză. Deci, asta ar fi statistica pentru primele instanțe. Pentru curte de apel avem un număr mai mic de cauze înregistrate, nu toate sentințele care se emit se contestă, dar ce aș fi vrut eu să menționez. Iată, ieri am avut o discuție cu reprezentanții Inspecției Judiciare și s-a efectuat controale în anumite instanțe de judecată și având în vedere interesul sporit asupra acestor categorii de cauze, s-a dat o mare atenție la categoriile date de cauze și, cu regret, constatăm că în instanțe se întâmplă și unele lucruri ciudate, s-a menționat și de domnul procuror. Evident, la capitolul aplicării pedepsei pe cauzele respective, judecătorii aplică foarte des articolul 79, articolul 55 și stabilesc pedepse mai mici. Deși legea prevede clar pedeapsa care urmează a fi stabilită în cazurile când a fost condus mijlocul de transport în stare de ebrietate, se pedepsește cu muncă neremunerată în folosul comunității, cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport,
Observăm în mai multe cazuri că judecătorii, aplicând pedeapsă mai blândă, nu aplică pedeapsă complementară. Deși articolul 24, după mine, din Codul Penal, stabilește clar că nu poate fi aplicată o pedeapsă mai blândă când infracțiunea a fost săvârșită în stare de ebrietate. Ca urmare acestor acte de control care au fost realizate de inspecția judiciară, urmează ca să se autosesizeze, să vadă dacă este posibil cumva de aplicat anumite sancțiuni judecătorilor pentru asemenea situații. Și vreau să menționez că chiar astăzi dimineața am încercat să văd situația la Chișinău. La Chișinău se aplică corect. Nu am găsit din sentințele care ultimele au fost publicate pe portal, nu am găsit ca să nu fie aplicat pedeapsa complementară, adică se aplică. Situația respectivă se aplică mai mult în centre raionale, în judecătoriile de prin raioane. Și îmi pare rău că se apreciază o situație că inculpatul se caracterizează pozitiv la locul de trai ca motiv de aplicare. Inculpatul s-a căit sincer și a asigurat instanța că pe viitor fapte similare nu va comite. Sau inculpatul este singurul întreținător a doi copii. Sau, adică niște situații care, în viziunea mea, nu ar trebui să fie aplicate și niciodată nu ne-am închipuit că s-ar putea aprecia sub aspectul dat așa o diminuare a pedepsei, pedepsei complementare în special. Ceea ce ține de infracțiunea prevăzută la articolul 264 prim, într-adevăr, este o infracțiune care se atribuie la categoria infracțiunilor ușoare. Și pedeapsa anterior era prevăzut cu amendă. Amenda cumva mai riguros responsabiliza conducătorii mijloacelor de transport. Dar mi-amintesc când a fost o modificare și s-a majorat amenzile, dacă vă amintiți, pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate. A fost undeva vreo două luni, nu vineau dosare de așa gen. Eu eram la Ciocana și a fost o perioadă chiar nu primeam. După care s-a început încetişor să vină. Legea la fel prevedea că s-a achit în 3 zile sau 72 de ore, nu mai țin minte, se achită jumătate. Și cumva toți străduiau să achite amenda asta în jumătate. Ulterior s-a schimbat cu munca neremunerată. Mulți inculpați nu înțeleg ce înseamnă munca neremunerată. Și se aplică, nu știu eu, care la capitolul executării pedepsei respective, nu pot să mă expun, poate este cineva din Departamentul Probațiune și poate să se expună, dar în opinia mea ar trebui cumva de ridicat responsabilitatea prin aplicarea unor pedepse mai mari la capitolul dat, că odată ce avem așa situații care se întâmplă în sistem, ele și generează cumva niște rezultate negative și oamenii înțeleg că eu mâine să mă duc și am să mă înțeleg undeva, nu o să-mi iei permisul, sau avem și situații când oamenii sunt cu permisul anulat, adică privat de dreptul, dar ei continuă să conducă mijloacele de transport și mai întâmplă și alte accidente și alte situații. Din acest considerent, în opinia mea, ar trebui introdusă amenda, inclusiv, adică pe lângă muncă neremunerată, dar cumva de introdus și o anumită privare de libertate ca să dăm o pondere mai mare, ca oamenii să înțeleagă că este o responsabilitate și așezându-se la volan răspunde nu doar pentru el, dar și pentru cei din jur care se întâmplă, care sunt în trafic. Și atunci când s-ar aplica și ar fi și alte pedepse, s-ar trece și la o categorie mai gravă atunci și termenii de prescripție nu ar expira așa de repede. Noi avem 2 ani de zile. Evident că nu reușești și în instanță vă asigur că
Un judecător nu poate să meargă doar că trebuie să aplice pedepsa, trebuie să respecte și drepturile, trebuie să asculte și părțile, trebuie să se asigure că nu a încălcat și prevederile convenției și Constituției și tot așa mai departe, cum a menționat și domnul procuror. Evident că nu este așa de simplu cum ne uităm dintr-o parte, da, într-adevăr, situația e gravă. Foarte multe accidente și oamenii, într-adevăr, nu înțeleg, fiind într-o discuție privată cu cineva, un copil m-a întrebat. Doamna judecător, dumneavoastră sunteți judecător, dar de ce în cazul de la Ciocana cu troleul care a accidentat copilul, nu i s-a aplicat o pedeapsă cu privare de libertate? Și eu n-am putut să răspund. Cumva, ce să-i spun eu copilului ăsta? El înțelege că trebuie să fie pedepsit om, dar omul nu este pedepsit. Dar noi avem legislația care o avem și, în opinia mea, ar trebui de, cumva, de ridicat marja de pedeapsă și de stabilit un grad mai înalt pentru asemenea infracțiuni. Și ca rezultat, cam acestea ar fi propunerile noastre. Ceea ce ține de probleme, evident că sunt probleme și în sistemul judecătoresc, sunt probleme acum și la unificarea practicii judiciare, avem situația care avem la Curtea Supremă de Justiție, sperăm că în curând aceste circumstanțe se vor înlătura, deja avem o legislație care practic urmează să fie implementată, nu știu dacă să vedem cum o să deruleze deja concursurile, ca să, cumva să se intervină și sub aspectul practicii și să se vină cu niște recomandări față de instanțele de judecată. Dar încă un moment care îl consider eu important, deși, după cum am menționat inițial, legea parcă prevede că în situațiile când se stabilește infracțiunea săvârșită în stare de ebrietate, nu se aplică pedepse mai blânde, cred că pentru a exclude situațiile care le-am menționat eu, aprecieri de astea subiective, că are copii la întreținere, că la piață se duci cu mașina și unica sursă și tot așa mai departe, eu cred că trebuie undeva de indicat expres că articolul cu tare și cu tare, 79, 55 și 56 care mai sunt acolo, nu se aplică în cazurile infracțiunilor ce țin de stare de ebrietate la volan și poate că și la încălcarea regulilor de securitate a circulației. Aici nu întotdeauna e stare de ebrietate, dar este și aici o marjă de responsabilitate pe conducătorii auto și cumva ar trebui să țină cont că s-au așezat la volan și de ei depinde viața altor persoane. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții și întrebări de sală, vă rog. Dacă nu, atunci o să rugăm raportul Administrației Naționale a Penitenciarilor. Bună ziua, stimați deputați, norocă asistență, mă numesc Rod Alexandru, sunt reprezentantul Administrației Naționale a Penitenciarilor. Raportul nostru este structurat în patru componente. Prima componentă se referă la numărul persoanelor condamnate pentru săfășirea infracțiunii de domeniul transporturilor. Și aici vreau să menționez că cifrele care noi le prezentai nu reflectă situația din anul corespunzător, pentru că se referă la persoanele care au fost condamnate în perioada respectivă, dar faptul a fost comis cu un an sau doi în urmă, pentru că durează procesul penal și respectiv până a ajung să aibă o sentință definitivă, au durat câțiva ani. Deci numărul de persoane care execut pedeapsa în penitenciare în aceste patru ani, din 2020 până în 2023, este relativ constant. Cel mai mare număr a fost în 2022, 309 persoane și cei mai multe număr pentru de condamnați sau de infracțiuni comise se referă la conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate, 180 de persoane, dar ca să ajungă în instituție penitenciară pentru infracțiunea respectivă, el se referă doar la alineatul 4, pentru că doar alineatul 4 prevede pedeapsă cu închisorii. De aceea, în statistica noastră se reflectă și alte infracțiuni, adică persoana comisă alte infracțiuni, respectiv sentințele au fost cumulate sau pedepsele au fost cumulate și respectiv el nimerește în statistica noastră. În anul curent avem 275 persoane condamnate, 90 din aceștia sunt execute pedeapsa pentru încălcare reguli de securitate și circulație rutieră, sunt date cu urmări și consecințe grave, și 170, cum am spus, pentru conducerea mijloacelor transport în stare de ebrietate.
Dacă să ne referim la persoanele care intră în sistemul administrat penitenciar, deci, iarăși, noi avem un număr relativ mai mare în anul 2022, avem 535 de persoane care au intrat, este vorba atât de preveniți, care le s-au aplicat măsuri preventive și au intrat în sistem, și condamnați care, tot în anul corespunzător, i s-au aplicat o sentință definitivă de pedeapsă cu închisoare. În anul curent avem doar 271 de persoane care au intrat în sistemul administrat penitenciar și aici, iarăși, e vorba de atât persoanele prevenite, vorba de persoane, cât și persoanele condamnate. Cu referire la eliberările de ținuță, vrem să menționăm că nu prea se aplică instrumente de liberare anticipată pentru asemenea categorie, respectiv doar 17%, aproximativ 39 de persoane anul curent au fost eliberate pe motive anticipate de executare pedepsei, cum ar fi liberare condiționată sau înlocuirea pedepsei cu pedeapsă mai blândă. Deci, din numărul 228 de persoane eliberate, avem doar 39 eliberate pe aceste motive. Restul au fost eliberate pentru executarea integrală a pedepsei. Partea a treia a raportului se referă la cazurile care au fost de rezonanță și mediatizate, ele sunt reflectate în raport, dar având în vedere că conțin date personale, nu le-o dă citire, ele sunt pentru membrii comisiei. O chestiune importantă, vrem să menționăm că ajung să execute pedeapsa închisorii pentru comiterea infracțiunii de conducere în mijlocul de transport în stare de libertate, doar ca o infracțiune unică, doar 4 persoane, adică 2% din numărul total de condamnați, restul sunt condamnați prin cumul cu alte pedepse, 90% respectiv execută pedeapsa în penitenciare tip semi-închis sau închis, având în vedere că au comis și alte infracțiuni, plus infracțiune legată de conducerea în mijlocul de transport, deci constituie recidiviști persoane care comit infracțiuni. Dacă vorbim de partea ce ține de încălcare reguli circulației rutiere, aici deja 52% din ei execută pedeapsa unică, din vedere că au comis doar această infracțiune, restul 48% execută pedeapsa prin cumul, respectiv au și alte infracțiuni comise și execut pedeapsa în penitenciare de tip semi-închis și închis. Menționez că, având în vedere aceste categorii de 274 cod penal, este o infracțiune comisă din imprudență, ea se execută în penitenciare de tip deschis și doar persoanele ajung la semi-închis sau închis dacă au comis și alte infracțiuni cu intenție, respectiv sunt condamnate pentru cumul de sentințe. Noi am am spus că anul curent avem 17%, 36 persoane au fost eliberați prin înlocuirea pedepsei cu pedeapsă mai blândă, e vorba de muncă nerimerată, și doar 3 persoane au fost eliberate condiționat de pedeapsă în intern, din numărul 228 de persoane. Noi am formulat două propuneri, dar înțeleg că propunerile vor fi discutate ulterior. O chestiune importantă este că sistemul administrat penitenciar nu are capacitate și nici competență de a influența cumva executarea pedepsei prin fapt sau schimbarea tipului de pedepse, prin faptul că dacă persoana a comis o infracțiune din prudență, el toată infracțiunea sau toată pedeapsa va fi executată în penitenciar tip deschis, indiferent de conduita lui, indiferent de cum se comportă, cum execută această pedeapsă, de ce sistemul administrației nu are capacitate, nu are competență de a transfera într-un penitenciar mai sever. În această privință, noi împreună cu Ministerul Justiției am formulat o propunere amplă de modificare a legislației execuțional penale prin reglementarea posibilității de a transfera atât progresiv cât și regresiv persoanele care în timpul executării pedepsei nu au manifestat o căință, se comportă negativ, respectiv necesită să fie restricționată executarea pedepsei. Mulțumesc. Mulțumesc. Întrebări dacă sunt, stimați colegi. Dacă nu sunt, continuăm cu raportul Inspectoratului Național de Probațiune. Vă rog. Bună ziua, stimați demnitari, onorată audiență. Deci, mă numesc Viorel Sochirc, sunt director Inspectoratul Național de Probațiune. Deci, îmi pare foarte bine că am fost invitat aici. Cifrele le-am prezentat către Comisia Parlamentară ieri, dar o să mă refer la cele mai importante momente. Deci, pentru moment, la ziua de astăzi, la evidență Inspectoratului Național de Probațiune, a consilierilor de probațiune, se află 1.285 de persoane care au fost private de dreptul de a conduce în mijlocul de transport, dintre care 79%,
mai precis 1012 persoane, deci care au comis infracțiuni legate de conducerea băuturilor, de conducerea automobilul sub influența băuturilor alcoolice, da? 80% asta e mult. Deci pentru privare. Sunt ferm convins că cunoașteți că pentru a redobândi dreptul de a conduce, este obligatoriu, este imperativ certificatul eliberat de către Inspectoratul Național de Probațiune privind, deci, care confirmă că au participat integral la programul Drink and Drive, care conține în sine 12 sesiuni, care este desfășurat pe perioada 3 luni de zile. Din 12 sesiuni, 3 sunt individuale și 9 sunt de grup. Deci vreau să vă confirm un moment. Deci eu sunt nou numit în funcție, dar ceea ce m-am ciocnit din primele zile, persoanele după ce au decizie instanței de judecat, prin privarea dreptului sau anularea, vin și întreabă cum pot să-l redobândesc, cum pot să mă înscriu în program. Deci, acest program costă 4.000 de lei, sunt gata astăzi să le achit, ca să redobândească în termen cât mai rapid. Deci, momentul la care vreau să atrag atenție este prevenire, și anume, consilierii de probațiune participă la mai multe evenimente comune cu, deci, angajați în Inspectoratul General al Poliției, de sensibilizare. Totodată avem și lecții informative în școlile auto. Cu regret constat un moment, și sunt ferm convins și în sala în care ne aflăm acum, nu toți cunosc care este diferența între privare și anularea dreptului, care sunt termenele de privare în cazul procedurilor contravenționale, care este termenul de privare în cazul de celor penale și mai mult ca atât, peste cât timp se poate redobândi acest drept. Deci aici eu mă refer la sensibilizare și sensibilizare per total a, deci, societății. Eu vreau să spun că fix 20 de ani urmă eram ofițer de urmărire penală în teritoriu și duceam inclusiv și accidente rutiere, soldați cu decese persoane sau cu leziuni corporale grave. Deci se întâmplau cazuri și atunci de accident. Impact. Deci, dar ele erau, deci aveau un impact foarte mare asupra șoferilor, pietonilor. Deci fost situații, dacă vă mai amintiți, Peresecina, rutieră cu, deci mireasă care decedat. Ele erau unici și automat, asta general, cel puțin jumătate de ani, deci șoferii erau foarte, foarte responsabili. Aveau impact. Deci dacă ați observat, avem foarte, foarte puține panouri publicitare în intersecții sau locurile unde sunt accidente care se responsabilizează șoferii sau participanții la trafic. În zonă, în regiune, verificați, România, Ucraina, sunt panouri publicitare unde membrii familiei așteaptă șoferul acasă, unde sunt limite de viteză la fel. În cazul nostru, nu, chiar verificați peste Nistru. Ele sunt multe panouri, este informative, care au impact, vă asigur, au impact asupra șoferilor și în cazul în care el se grăbește și are 130-140 la oră, el va reduce viteza, văzând, deci, acest panou publicitar. La fel, mi se pare, o atenție sporită trebuie și în cadrul deja instruirilor în școli auto. Aici ei învață doar șabloanele. Nu învață și care sunt consecințele, ce urmează după, în cazul în care va fi depistat, deci, starea de libertate la volan. Deci, eu sunt ferm convins că, anume, concursul tuturor actorilor implicați va redresa situația în acest compartiment. Mulțumim, da, pentru raport, doamna Anra. Domnul Sochircă, mersi frumos pentru date și raport. Noi știm că în Occident există diferite programe, inclusiv unul cel mai cunoscut este cel din Germania, Idiot in Test, inclusiv conaționalii noștri, dacă ajung să treacă acest test, uneori nu îl trec. Vreau să vă întreb, dumneavoastră ne-ați prezentat datele celor care sunt încadrați în programul ăsta Drink and Drive și am auzit de la mai multă lume despre
specificul acestui program, totuși că lumea se prezintă, inclusiv din considerentul că lumea dorește să-și recapete permisul de conducere. Vreau să aud din partea dumneavoastră o evaluare, cum, dacă îl credeți eficient, pentru că aici a pomenit mai devreme doamna magistrat despre faptul că de multe ori se ezită a fi inclus sancțiunea adițională sau complementară, cum ar fi participarea în acest program. Există un fel de necunoaștere, eu sunt absolut convins că foarte multă lume, inclusiv autorități locale, nu prea înțeleg ce înseamnă un program probațional, nu prea înțeleg ce înseamnă muncă comunitară și așa mai departe. Pe când, iarăși, statisticile din Occident ne arată că, de fapt, sancțiunile astea alternative sunt mult mai eficiente decât uneori privațiunea de libertate propriu-zis, pentru că omul, chiar și dacă, cel puțin accidentele de rezonanță care le-am avut, iată, exact 3 sau 4 ani urmă, doamna cu Porsche-ul de la Ciocana, ea și-a executat inclusiv privațiunea de libertate. N-a adus niciun impact faptul că a trebuit să petreacă niște ani la Rusca. Vă rog frumos evaluarea programului. Vă mulțumesc foarte mult, stimat domnul deputat. Într-adevăr, deci analiza pe care am efectuat-o îmi permit să spun că acest program este foarte, foarte eficient și anume datele statistici ne arată o recidivă sub 1% la persoanele care deja au trecut acest program, Drink and Drive. Asta e foarte important pentru moment. Din perioada 2019 până în prezent, deci au fost eliberate 1407 certificate. Deci impactul cel mai mare au audienții acestui program, deci subiecții probațiune. Partea ce ține centrul de medicină legală, unde este obligatoriu, deci pentru ei aici e cel mai mare, bariera cea mai mare în acest program. Totuși, iarăși, îmi repet, recidiva, mă fac să cred că el este pentru moment cel mai eficient program aplicat de către Inspectoratul Național de Probațiuni. Iar foarte statistic, 91 certificate în 2019 și 411 în 2021. Un moment la care eu am reușit totuși să intervin este faptul că am găsit niște certificate de un format, adică nu este un format stabilit acestor certificate, dar ele se transmiteau color, ele arătau un pic mai bine ca diplomele din partea președinției, parlamentului sau guvernului. Deci aici am intervenit chiar serios, deoarece asta nu este un merit, este o procedură obligatorie pentru a redobândi. Deci, nu ți-e rușine să vă pui pe perete dacă vorbim așa la general. Vă mulțumesc. Mulțumesc, da, domnul Chirica. Bună ziua, domnul Sochircă, vreau părerea dumneavoastră dacă pedeapsa sub formă de muncă neremunerată în folos comunității este una efectivă pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate sau refuzul de a trece testarea. Și dacă nu este mai degrabă o pedeapsă care se execută mai mult pe foaie decât în realitate, pentru că înțeleg că cel care o execută se duce la primărie, primarul vrea să fie și el ales data viitoare, trebuie să semneze niște ore, că a lucrat, pe unii se mai lucrează, pe unii, probabil că, nu știu, vreau să întreb părerea dumneavoastră. Mersi. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Părerea mea este deci, o măsură foarte necesară. Deci, mai mult că atât statul are de câștigat, dar dumneavoastră ați relevat foarte corect problema că adesea instituția beneficiară formalizează acest proces. Mai mult că atât, deci, sunt și indicațiile conducătorilor anteriori, inclusiv și ale mele, către consilieri de probațiune, pentru a identifica deci instituțiile și genul de lucrări care au un impact. Mă scuzați, măturatul frunzelor dintr-o parte în alta este foarte important. Este salubrizare, dar sunt și instituții care sunt responsabile. Dacă unde noi beneficiem de niște persoane care au studii, abilități și pot participa la reconstrucția unor edificii, reparații, asta e beneficiul statului. Eu consider că în comun cu autoritățile beneficiare, dacă vom pune lucrurile pe roate, deci anual va crește numărul de economii la bugetul național.
cunoașteți, cred că în spațiu mediatic s-a discutat, în prima jumătate a anului, 8 milioane au fost economiți. Deci economii anume pe baza muncii neremunerate în folosul statului. Avem și grădina zoologică, am montat un pavilion întreg, deci iarăși folosind munca neremunerată. Deci sunt probleme, dar eu cred că este obligatoriu să rămâi în continuare și va aduce efectul benefic. Mulțumesc frumos. Dacă nu sunt alte întrebări, atunci am să rog reprezentanții Centrului Național Anticorupție, vă rog. Stimate domnul președinte, stimați deputați, onorată asistență, raportul Centrului Național Anticorupție a fost expediat Comisiei Securitate și Ordine Publică. O să mă strădui să fiu foarte succint, având în vedere că mai avem foarte mulți colegi care trebuie să expuie. Eu o să mă refer la depistarea și cercetarea infracțiunilor de corupție în cadrul cu implicarea persoanelor responsabile de asigurare securității rutiere și anume referiri la cazurile penale, dar și informațiile despre măsurile întreprinse în segmentul respectiv privind testarea integrității profesionale a agenților constatatori. Dacă îi să luăm pe perioada menționată, înseamnă că de către Direcția Generală Urmăririi Penală, prin intermediul Procuraturii Anticorupției, mă refer la Direcția Generală din cadrul aparatului central, au fost expediate în instanța de judecată 15 cauze penale de corupție și conex corupție, din care sunt vizate 25 de persoane, și anume 15 angajați Inspectoratul Național de Securitate Publică, un angajat a secției supraveghere trafic de accidente rutiere, 7 angajați ai ASP-ului și 2 persoane fizice. Totodată, în perioada de raport, ofițerii Direcției Sud au pornit 29 de cauze penale legate de obținere permiselor de conducere, 13 cauze penale în privința angajaților Inspectoratul Național de Securitate Publică, 8 cauze penale în privința angajaților servicii, secțiilor supraveghere trafic și accidente rutiere a Inspectoratului de Poliție, toate fiind infracțiuni de corupție și conexe acestora. Prin intermediul Procuraturii au fost expediate în instanța de judecată 38 de cauze penale, din care au fost vizate 45 de persoane, și anume 11 angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică, 8 angajați ai serviciilor supraveghere și trafic accidente rutiere și 26 de persoane fizice. Da? Direcția Teritorială Nord a remis în instanța de judecată 59 de cauze penale în privința 67 de persoane, dintre care 61 persoane fizice, 6 angajați ai Ministerul Afacerilor Interne. În afară de aceasta, acum în procedură, mai avem dosarele care au fost pornite anul acesta, da? Cu persoanele angajate ASP-ului și Ministerului de Interne pentru favorizarea și permirea permiselor. Sperăm că până la finele anului ele o să fie expediate și ele în judecată. În afară de aceasta, în perioada septembrie 2021-martie 2022, Inspectoratul Național de Securitate Publică a fost supus testării integrității profesionale. Înseamnă că au fost efectuate 54 de teste. În principiu au fost supuși agenții publici care au contact frecvent cu populația, agenții publici care sunt investiți cu funcții de control și supraveghere și agenții publici implicați în procesul decizional. Din toate au fost supus 84 de agenți publici, înseamnă că rezultat negativ. 63, din care 8 înseamnă că agenți de 2 ori au fost. Rezultat negativ la aliniatul 3, ceea ce ține de denunțarea imediată a oricărei tentative de a fi implicată în manifestări de corupție, 13 agenți, din care 1 de 2 ori. Rezultat pozitiv, numai 2 agenți publici. De reținut calificativul necondiționat, 6 au fost neconcludent, din considerentul că probele apreciate au fost din numărul total, dar 2 persoane au dat dovadă de integritate profesională. Da, foarte frumos. Dacă mai sunt întrebări. Tocmai 2, da? Din 84. Da. Nu, atunci e clar, nu știu. Materialele au fost expediate la Inspectoratul Național, în afară de aceasta a poliției. În afară de aceasta înseamnă că Inspectoratul Național a fost supus testării instituționale,
Și în luna august, la începutul lunii august, am primit că planul care trebuie să fie realizat a fost realizat numai în 50% din planul respectiv, că este inițiată încheiata de serviciu pe segmentul respectiv. Mulțumim, domnul general. Întrebări la acest minunat raport? Dacă sunt, dar cifrele sunt interesante. Chiar interesante. Da, domnul Chirec. Știu că componența de neglijență în serviciu este competența Centrului Național Anticorupție ca infracțiune conex corupției și dacă Centrul Național Anticorupție are la examinare vreo cauză de neglijență în serviciu pentru persoanele din autoritățile publice care din neglijență nu și-au exercitat atribuțiile de serviciu și au dus la decesul persoanelor. Mă refer la cazurile când în mod repetat se comită în aceleași locuri accident cu vătămări, cu deces. Bună ziua! În gestiunea organului de urmărire penală, și vorbim anume de subdiviziunea centralizată, Direcția Generală Urmărire Penală, Centru, Nord, Sud, astfel de cauze penale în examinare la moment nu avem, și din informațiile pe care au fost deci, studiate de către noi, nu am avut așa situații în care să pornim cauze penale pe neglijență în serviciu. Adică, probabil, cauze penale mai vechi. Și aici vorbim despre dacă au survenit, Doamne ferește, decesul unor persoane. Aceasta este. Folosindu-mă totodată de acest moment, chiar la începutul ședinței, domnul Chiptănaru a venit cu o sugestie ce ține de reținerea persoanelor care conduc mijlocul de transport în stare de ebrietate cu grad avansat. Deci, da, 264 cu indicele 1, la toate trei aliniate, prevede, cum a spus și doamna judecătoare, privede sancțiuni foarte și foarte blândă, adică începând cu muncă neremunerată în folos comunității și doar aliniatul 3 privede cu pedeapsa de închisoare de până la un an de zile. Respectiv, articolul din Codul de Procedură Penală care privede reținerea persoanei indică că nu pot fi reținute persoanele pentru care legea penală privede o pedeapsă cu închisoare trebuie să fie mai mare de un an de zile. Deci, este răspunsul la întrebare și motivele din care nu se procede la astfel de acțiuni care ar avea în același timp ca o formă de prevenire a unor astfel de cazuri. Dar în același timp, unul dintre factorii care sunt destul de periculoși ce ține de asigurarea securității circulației rutiere este și acea parte incipientă de eliberare a permisului de conducere sau dreptul de a conduce mijlocul de transport, care avem un șir de cauze penale și chiar printre ultimele, cum a menționat domnul general, avem mai multe subdiviziuni din cadrul Agenției Servicii Publice și aici vorbim despre Orhei, Bălți, Iednieți, Hâncești, sunt mai multe cauze penale care se află în derulare la moment, adică și noi înțelegem care este importanța acestora și adică urmează să întreprindem, să le prioritizăm ca cauze penale importante și asigura ca prin intermediul procuraturii să le diferim justiției. Mulțumesc. Da. Da, domnul Grădinaru. Bună ziua, Vasile Grădinaru. Ați vorbit, ați atins subiectul sancțiunilor de la 264 cu indicele 1 și eu am o întrebare în general la toate instituțiile care sunt vizate. Întrebarea este, ați făcut o analiză? De ce nu are finalitate 264.1? Eu, în opinia mea, nu și atinge scopul această prevedere. Ați spus că este blândă. Blândă în ce sens? Blândă că noi vrem să prevedem, noi credem că este ok să prevedem privațiuni de libertate? Ori noi, la alte infracțiuni din contra, le decriminalizăm. Poate este cazul altă sancțiune să aplicăm, pecuniară, una mai mare. Sau poate este în genere alt tip de sancțiune, poate mai bine contravențională, cu sumă mai mare. Sau poate este mai bine cu ridicarea mijlocului de transport. Sau alte tipuri de sancțiuni. Voi ați făcut o analiză și să vă gândiți un alt tip de abordare. Sau nu? Pentru că, într-un final, noi vedem că nu își atinge scopul legii. În opinia mea, nu știu. Spuneți-mi dumneavoastră, dacă dumneavoastră sunteți mulțumiți de atingerea scopului legii contravenționale și penale, spuneți-mi că sunteți mulțumiți. Dar dacă nu, spuneți-mi dacă ați făcut o analiză și care ar fi, în opinia dumneavoastră, soluțiile. Uh,
Eu cred că o să ofer posibilitatea deci altor persoane care au în examinare astfel de cauze. Eu doar am răspuns la întrebarea domnului deputat. Noi în examinare nu am avut cauze penale și ține de conducere în mijlocul transport în stare de ebrietate, deci nu putem să facem o astfel de analiză. Dar în același context, atunci când avem cazuri că persoana denunță că un angajat al poliției, să admitem, a solicitat careva remunerații ilicite și persoana s-a aflat în stare de ebrietate. Deci noi întreprindem una dintre măsurile importante și anume verificăm într-adevăr dacă persoana era în stare de ebrietate. Deci ceea ce putem să facem noi și ulterior să sesizăm deja organele de poliție sau procuratura. Dar componența în cauză nu este în atribuția noastră. Mulțumesc. Mulțumesc. Eu m-am expus în principiu că este necesar de modificat pedeapsa la articolul 264 prim și eu optez și pentru o sancțiune pecuniară mai mare, mai drastică, pentru că pecuniar pălește foarte bine la buzunar și oamenii foarte mult se gândesc. De asta și-am spus că este, iată, a spus domnul că munca neremunerată este eficientă și se execută foarte bine și sunt rezultate, dar până la urmă vedem că situația nu se schimbă și dacă tragem atenție la cifrele care le-am indicat, practic variază de la an la an. Dacă în 2020 am spus că erau 4.227, în 2021 4.323 de dosare și în 2022 3.990, practic cifra e aceeași, adică situația nu s-a schimbat. Și din acest considerent, eu consider că trebuie cumva depus și partea pecuniară și de stabilit modalitățile în care ele se aplică, concomitent și pecuniar și muncă neremunerată sau separat, deja de văzut care ar fi modalitatea, ca să obținem până la urmă un rezultat eficient și sarcina să fie realizată. Mulțumesc. Mersi mult. Dacă nu mai sunt alte întrebări, însă rog reprezentantul sau raportul avocatului poporului pentru protecția drepturilor copilului. Domnul Coroi, vă rog. Domnule președinte, stimate deputate, stimați deputați, onorată asistență, datele care le avem noi de la Inspectoratul General de Poliție confirmă ceea ce a declarat mai devreme domnul Cernăuțeanu. Într-adevăr, în ultimii ani tendința este una descrescătoare, ceea ce bucură, dar desigur ne dorim cât mai puțini copii posibil să sufere din cauza accidentelor rutiere. Anul 2020 a fost un an atipic în care circulația rutieră a fost redusă și din datele pe care le avem, 338 minori au fost implicați în accidente rutiere. În 2021 deja sunt mult mai mulți, 479, 2022 450 și în primele 6 luni ale anului 2023, 203 minori. Ceea ce, cum spuneam, denotă o tendință, un trend pozitiv în sensul de descreștere sau un trend negativ, dacă să interpretăm în felul scăderii numărului accidentelor rutiere cu implicarea minorilor. S-a discutat mult pe partea de prevenire legată de responsabilizarea conducătorilor mijloacelor de transport, mai puțin pe faptul că, de exemplu, din datele statistice concluzionăm că aproximativ un sfert de accidentele rutiere în care au fost implicați minori sunt din culpa minorilor. Și deci trebuie să mergem și pe partea de educație, de prevenire prin educație, prin dezvoltarea anumitor competențe a copiilor, în schimbarea de comportamente practice ale copiilor. Bineînțeles, facem și noi la Oficiul Avocatului Poporului, de exemplu, în anul acesta ne-am alăturat campaniei globale bienale de siguranță rutieră și am efectuat un șir de activități destinate elevilor,
Aproximativ 200 de elevi am instruit, informat din 3 licee din municipiul Chișinău, dar bineînțeles că asta este insuficient și asta trebuie să aibă loc în mod sistematic prin instituțiile de învățământ în primul rând și oportunități curriculare există, există disciplina obligatorie de dezvoltare personală. Mai mult de atât, în învățământul general, mai mult de atât aș spune că asta trebuie început și din grădiniță și chiar, bineînțeles, și de acasă, prin exemplul nostru a tuturor. Știm că copiii învață prin imitație și modelare și, bineînțeles, că dacă ne văd pe noi trecând la roșu sau într-un loc interzis, asta o vor face și copiii. În contextul vacanței, începerii vacanței de vară 2023, dar și mai târziu am reacționat cu anumite recomandări către autorități și către, de exemplu, la începutul vacanței, către Consiliile Municipale Regionale pentru Protecția Drepturilor Copilului. Nu o să dau citire tuturor recomandărilor pe care le-am transmis. Am transmis și recomandări Ministerului Educației și Cercetării privind emiterea unei circulare cu privire la informarea de către cadrele didactice a copiilor și părinților despre securitatea rutieră și reguli de protecție a copiilor în trafic. În ultimul timp, sau mă refer doar la anul 2023, ne-am sesizat din oficiu în cazul câtorva cazuri, de exemplu, accidentul de la Stăuceni, care este în examinare și investigare la noi. Suplimentar ne-am sesizat din oficiu referitor la cele două cazuri recente de abuz față de copii în transportul public din municipiul Chișinău. Am venit cu recomandări către Regia Transport Electric Chișinău ca să elaboreze, să dezvolte o politică de protecție a copiilor și să instruiască tot personalul angajat privind aplicarea acestei politici de protecție a copiilor. Bineînțeles că ei trebuie singuri, să, în mod participativ, să evalueze care sunt situațiile și cum trebuie, care trebuie să fie algoritmul de reacție sau care trebuie să fie comportamentul în cazuri. De exemplu, cazul care a fost că nu are bilet. Și soluția, bineînțeles, nu este că îl dai jos la prima oprire și mai departe să te scurc singur și cine știe dacă reușește să ajungă acasă sau nu. Aș mai atrage atenția tot la un aspect important ce ține de securitatea copiilor în trafic, care este legat de transportul școlar. Sunt niște aspecte aici care noi le considerăm carențe, de exemplu lipsa unui supraveghetor pe durata transportului. Deseori este doar șoferul, dar șoferul nu are cum să intervină în toate cazurile care se întâmplă chiar în transportul nemijlocit. Uneori lipsesc centurile de siguranță sau ele, desigur, nu sunt cuplate atâta timp cât nu există cineva care supravegheze cuplarea acestora și uneori copiii sunt transportați în picioare. Am să las, dacă îmi permiteți, pe doamna Ada Simon, șefa direcției investigarea cerurilor în cadrul Oficiului Avocatului Poporului, care reprezintă astăzi aici Avocatul Poporului Ceaslav Panico, care este în altă ședință la guvern la fel de importantă, să ne spună despre o inițiativă care o avem acum în derulare. Doamna Ada. Da, salut participanții la această activitate din partea Avocatului Poporului, domnul Ceaslav Panico. Aș spune și să informez că în proces de elaborare a Avocatului Poporului se află raportul tematic Dreptul la viață, sănătate, siguranță și securitate în traficul rutier. Deja Avocatul Poporului, după cum cunoașteți mai multe autorități, a acumulat de la autorități materiale necesare pentru elaborarea acestui raport și către finele anului, cu atragerea experților în domeniu, Avocatul Poporului va definitiva acest raport, care va conține constatările Avocatului Poporului și recomandările de îmbunătățire în acest domeniu. Aș menționa că misiunea și scopul acestui raport tematic nu este de a critica autoritățile cu privire la acțiunile și inacțiunile care sunt întreprinse, dar de a veni în ajutor de a îmbunătăți situația în domeniul traficului rutier.
La necesitate, avocatul poporului va adresa demersuri repetate în vederea acumulării materialelor necesare, urmare a studierii rapoartelor care au fost prezentate astăzi în cadrul comisiei și aș încuraja să fiți receptivi la demersurile efectuate. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi. Întrebări dacă sunt da, reprezentanți avocați poporului sau avocați poporului. Dacă nu sunt, atunci o să rugăm să prezinte raportul Ministerului Infrastructură și Dezvoltare Regionale. Vă rog mult. Bună ziua, stimați domnul președinte, stimați deputați, stimați oaspeți. La moment, în cadrul Ministerului Infrastructură și Dezvoltare Regionale, suntem în procedură de elaborare a strategiei de mobilitate și a programului privind siguranța rutieră până în anul 2030. În conformitate cu normativele în vigoare și aici ține de participanții vulnerabili în trafic, conform modificărilor în program, acești bicicliștii nu au voie să se plaseze pe drumul național în viteză depășește 50 sau 70 km la oră. Respectiv, ceea ce ține de piste pentru cicliști sau trotuare, mai mult se referă pentru localitățile urbane. Inclusiv aceste piste pentru cicliști pe drumurile naționale sau în preajma drumurilor naționale, din considerentul normativ, nu sunt binevenite, inclusiv și din cauzele expuse de domnul șef de la Inspectoratului de Poliție. Și din cauza inclusiv și nocivii, inclusiv și din cauzele camioanelor. Anul 2020 noi am publicat un ghid privind activitatea auditorilor și procedurile de inspecție de siguranță rutieră a drumurilor, care le vom impune prin proiectul de lege privind aprobarea legii prin managementul siguranței rutiere, care săptămâna viitoare o să fie aprobat în guvern și înaintat către Parlament spre aprobare, care prevede efectuarea auditului la proiectarea drumurilor noi sau proiectarea reparației și reconstrucției drumurilor. Inclusiv documentul dat prevede și impunerea unor inspecții de siguranță rutieră pentru drumurile existente, care va fi impus să fie petrecut de toți administratorii de infrastructură rutieră odată la 5 ani pentru fiecare drum sau în cazul accidentelor cu consecințe grave. Da, vă rog. Doamna foarte Branca. Succint. Mersi pentru această actualizare și de altfel una pozitivă. A pomenit și mai devreme domnul Cernăuțeanu, a pomenit și mai devreme domnul Carp despre recomandările sau restricțiile care ar trebui să fie racordate la realitățile care le avem atunci când demarăm construcția unui sau reconstrucția unui drum de importanță națională sau locală, nu contează. Vroiam să vă întreb, știu că în multe țări din Occident există direcții sau entități specializate care fac analiza așa numitor puncte negre pe trasee și după asta propun anumite soluții. Nu neapărat aceste soluții înseamnă costuri mari sau, din câte cunosc eu, doar în cadrul reconstrucției și construcției drumului Sărăteni-Soroca acest lucru a fost făcut, motiv pentru care au fost luate în sensul ăsta niște măsuri, cum ar fi însăși acest roundabout, cum îi scap în română, la, poftim? Giratoriu de la Sărăteni, care a fost, acolo era un fel de, cum să zic, sursă permanentă, cred că lunar se întâmplau accidente rutiere, soldate cu morți. La noi, cine face? ASD-ul, dumneavoastră, se fac asemenea analize. Cine livrează, unde ajung, pentru că până la urmă noi ca stat trebuie să impunem, eu de foarte multe ori mă convinc ca pieton că
Dacă ar fi fost, de exemplu, timpul mai mic sau mai mare la un anumit semafor, sau sunt niște lucruri care nu neapărat pentru noi, avem un fel de argument pe care îl invocăm de fiecare dată, lipsa resurselor bugetare, dar pentru asemenea lucruri nu neapărat se cer bani mari. Se cere o analiză făcută profesionist și soluții cu termene clare. Denivelăm, introducem, băgăm un giratoriu, scoatem un giratoriu, nu știu, spuneți dumneavoastră. Mersi pentru întrebare. Chiar proiectul de lege care l-am expus privind managementul siguranței rutiere pe infrastructura rutieră va obliga efectuarea unor astfel de controle sau inspecții pe anumite locuri unde sunt concentrate accidentele, așa numite puncte negre, care la moment în legislația Republicii Moldova nu există definiția de punct negru. Prin lege o să introducem această definiție. Mă, nimeni nu face aceste inspecții. Acum dacă ele se fac, dar... Domnule Racu, dacă se permite, eu o să completez aici. Se face această analiză a punctelor negre care sunt. Dacă o să accesăm elementar portalul poliției, o să vedem că de comun cu ASD-ul noi am stabilit și am aprobat toate punctele negre pe teritoriul Republicii Moldova și noi avem o hartă a punctelor negre unde sunt zonele de risc pentru în comiterea accidentelor rutiere. Mai mult ca atât, 3 luni de zile în urmă, a fost aprobat un ordin interdepartamental, anume legat de aceste puncte negre, ca să vedem care sunt acțiunile. Acolo unde trebuie poate de defrișat anumiți copaci care opresc din vizibilitate sau alte acțiuni care trebuie de recomandat autorităților publice locale sau altor autorități pentru a exclude gravitatea situației rutiere la acel segment. Dar ca analiză, și ea este publică, nu este una secretă, ea este chiar pe prima pagină a poliției, ea poate fi accesată această hartă online. Întrebarea era dacă faceți această analiză și hai să zicem că o faceți de comun acord. Rezultatele, pe cât de, pentru că, mă rog, aici țin și de apelie și de cheltuie. Bine, și de toate. Sigur că da. Acolo unde țin, sau nu? Pentru că noi mergem pe cercuri. Să știi că acolo e permanent problemă și nu, dumneavoastră știți foarte bine că avem porțiuni în care s-au întâmplat, se întâmplă cu regularitate de, nu știu, lunară, accidente rutiere în care... Cu siguranță, eu am spus, acolo unde ține de anumite aspecte care ar putea fi făcute cu forțele proprii, acest lucru se întâmplă, dacă cumva e de amenajat ceva. Dar acolo unde este vorba de defrișări, bineînțeles că noi atunci intervenim către alte instituții care solicităm ca să-i... Dar am spus, nu este un ordin al MAI-ului sau este un ordin interdepartamental sub egida guvernului care s-a stabilit anume aceste rigori, ce să facem și ce să propunem, inclusiv către autoritățile publice locale și toate acestea se centralizează pentru a se vedea care au fost propunerile, ca la finele anului sau la o perioadă de cel puțin 6 luni de zile să vedem cât de mult s-a luat în calcul ca propuneri la ceea ce a venit din partea autorităților competente pe acest segment. Dacă e posibil, puțin clarificare, administrația stată a numărilor, da. Referitor la punctele negre, în anul 2020, noi am avut 74 puncte negre pe drumuri naționale din toată rețeaua de drumuri, 6.000 de kilometri. În anul 2022, luna iunie-iulie, a fost creată o comisie între administrația stată a drumurilor, Ministerul de Resort și MAI, unde a fost analizat fiecare punct negru în parte, și în urma acțiunilor care au fost întreprinse de către comun acord, s-au exclus din 74-50 de puncte negre și acum la noi în țară sunt doar 24 puncte negre. Ca acțiuni, ASD-ul monitorizează fiecare punct negru în parte și cel mai recent... Dacă ați văzut punctul negru de la Peresecina, este un sector de un kilometru unde e o serpentină, chiar la ieșire din Peresecina. Au fost montate butoane reflectorizante pentru a arăta tuturor participanților la trafic direcția, da, și de a minimiza ieșiri contrasens.
pentru că aceasta a fost cel mai principal risc de comiterea accidentelor acolo. Totodată, tot în sectorul cel a fost amenajat un sens geratoriu în Peresecina. Să mai vorbesc puțin și despre ceea ce urmează, ceea ce planifică administrația statului în comun cu minister. Pentru toate proiectele noi de construcții, reconstrucții și reabilitări care vom avea în anii următori, auditul siguranței rutiere se va face la etapa de proiectare, la etapa de construcții și... Obligatoriu. La etapa de proiectare, la etapa de construcție și postconstrucție. Recomandările auditorilor vor fi luate pentru a fi implementate. Ce ține de siguranța pietonilor, fiecare proiect, mai ales cel care va fi finanțat din surse externe, va avea pavilioane pentru așteptarea pentru pietoni, va fi iluminat, va fi făcut după tip nou care deja ASD-ul l-a proiectat, el este proiectul Republicii Moldova și noi astfel implementăm pentru fiecare proiect în parte cu iluminat fotovoltaic. Toate trecerile pietonale vor fi iluminate și cum am pornit noi anul curent, în preajma tuturor obiectelor de învățământ, noi instalăm trecerile de nivelate pentru pietoni. La număr, la momentul actual, avem 161 de treceri pietonale supraînălțate. 500 în total pe țară. Deci noi am început procedura asta anul curent și anul viitor finalizăm toate trecerile pietonale nivelate. Domnul Glădinar, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Întrebarea mea este atât către ASET, cât și către domnul Cernăuțeanu. Noi în municipiul Chișinău avem mai multe situații, acolo unde au de suferit pietonii și autoritățile locale nu intervin sau intervin eronat. Întrebarea mea este în ce măsură voi veniți cu anumite recomandări pentru a preveni asemenea evenimente, analizând riscurile care sunt. Dacă este vorba, de exemplu, proastă amenajarea unor treceri de pietoni, cel mai bun exemplu, cel mai pertinent este cel de la Valea Crucii, în preajma liceului Iorga, unde se întâmplă foarte multe accidente. Acum, de exemplu, mai un caz dat poate constata că în aceeași locație există mai multe accidente consecutiv și, respectiv, autoritățile locale nu iau măsuri. Întrebarea mea este dacă s-au făcut asemenea recomandări către autoritățile locale și în ce măsuri ele au fost luate în calcul. Fie în cazul vostru a ASET-ului, de exemplu, este cazul de la Sculeanca, de la strada Caleieșilor, da? Unde au fost excluse câteva treceri de pietoni vitale. Și acum oamenii trec prin locuri neautorizate și asta iarăși îi pune în pericol. Și pe de-o parte noi vrem ca să-i securizăm și pe ei, dar și pe șoferii care participă la trafic, dar iată că autoritățile locale iau o asemenea decizie. Întrebarea mea este dacă iată voi veniți cumva cu recomandări, aveți un asemenea cadru normativ, n-aveți, ce vă împiedică ca să facem lucrul ăsta? Mersi. Da, eu am menționat, dar vreau să mai menționez o dată, noi în anul 2020 am aprobat un ghid de activități sau ghidul auditorului sau inspectorului de siguranță rutieră, unde conform normelor europene de constatare sau de identificare a cauzei accidentului, sunt ilustrativ arătate și metodele cum și în ce măsură se poate de prevenit aceste accidente, inclusiv cu treceri de pietoni, cu copaci, cu distanță foarte mare între treceri de pietoni, cum se poate de ameliorat, cum se poate de îngustat drumul, respectiv acest ghid este inclusiv și pe site-ul Ministerului, inclusiv și pe site-ul ASD-ului, pot fi utilizat de orice, inclusiv și de colegii de la poliție, dar noi gestionăm doar rețeaua drumurilor naționale care sunt în afara municipiului Chișinău, avem doar drumuri naționale care parcurg alte localități lineare, cum ar fi Peresecina, în care noi
cu colegii de la administrația de stat a drumurilor, cu colegii de la poliției, am stabilit careva măsuri deja pentru a le ameliora, dar aceste măsuri pot fi aplicate și în localități conform acestui ghet. Noi nu putem influența autorități publici locale pentru a impune aceste activități. Stimate domnule deputat, după cum am spus ceva mai devreme, bineînțeles că anual sunt realizate atât prescripții cât și recomandări, avizii care se dau pentru anumite ajustări și aici nu vorbim doar de Chișinău sau de autoritățile publice locale. Dacă e elementar și am spus o prescripție care se dă sau o sesizare care se face în adresa unei autorități, asta nu înseamnă că este legată nemijlocit doar de o trecere de pietoni. Ea se face amplu, pe un segment de drum, pe un risc, pe un traseu anumit. Am spus doar, au fost o serie anul ăsta făcute în mod special pe unele artere din Chișinău, care cele mai importante, dar în același timp, pe lângă autoritățile publice locale, inclusiv parcursul anului curent, au fost adresate, de exemplu, și 15 sesizări în adresa administrației de stat a drumurilor. Deci, la fel, trasee altele decât cele care țin cumva de competența autorităților publice locale, anume în acest scop de a se ajusta. Am spus, cu părere de rău, noi nu avem pârghii sau nu este reglementat juridic o formă de atragere la răspundere pentru nerealizarea sau cumva dacă ar fi undeva instituit un mecanism că acea sesizare sau acea recomandare care vine are un termen de realizare sau de implementare sau de argumentare de ce nu se implementează și ar fi ok, să zicem, în anul bugetar în care a fost remis sesizarea, dacă mai sunt 6 luni de zile până la finele anului bugetar, ea urmează să fie realizată. Sau, deci, oricum ar trebui să fie un mecanism clar cum se sesizează calmintele. Am spus foarte simplu, răspunsul este nu avem surse financiare, există alte priorități la identificarea surselor, o să întreprindem acțiuni și o să vă consultăm. Dar o constatare, uneori e mai bine să investești în construcții decât să acoperi cheltuieli care țin de costuri de întreținerea unui pat în terapie intensivă. Că dacă să o luăm așa, acolo costurile sunt și mai mari decât o denivelare sau... Deci, nu mai vorbesc de partea, cum să zic, valorilor și că rămân familii fără întreținători și oameni schilodiți. Mă rog, da, mă rog, dar repede numai. Din păcate, noi n-am auzit astăzi că cineva de la Ministerul de Interne să ne spună despre sistemul de supraveghere video în traficul rutier. Nu văd pe nimeni de la tehnologii informaționale, poate dacă era domnul Iefros să-l întrebam pe el, dar este domnul secretar de stat care poate să ne spună ceva la acest subiect. Nu putem ignora acest sistem în care s-au investit milioane de lei în dezvoltarea și extinderea lui în ultimii ani și, de fapt, impactul lui asupra el este în continuare un ajutor pentru Poliția Națională și pentru polițiștii de patrulare, atât în responsabilizarea șoferilor, cât și în prevenirea acestor accidente rutiere. La ce etapă este dezvoltarea lui în Chișinău și pe teritoriul țării și dacă este el în continuare un instrument util în prevenirea accidentelor rutiere? Dacă, domnul Cojocare, până care este proiectul de dezvoltare, care eu spun din punct de vedere a beneficiului care îl simte poliția în acest aspect, cu adevărat este un mecanism eficient și util atât la prevenire, dar cu părere de rău la noi deja lumea a învățat pe de rost unde sunt camerele video și astfel cumva să-și ajusteze viteza sau respectarea regulilor circulației în adiacentul acelora. Dar țin să precizez că aceste cameri mai urmăresc și alte acțiuni care de interes național. Eu doar o să dau un simplu exemplu, cu regret, până la ziua sau până în anul curent, segmentul transnistrean, nu știu de ce Ministerul de Interne nu s-a interesat niciodată să pună cameră video și noi nu am avut pe segmentul transnistrean nicio cameră video care să ne ajute să monitorizăm ce vine și cum se mai transportă contrabanda în anii precedenți și pe acel segment. Anul curent, la o analiză făcută de către Ministerul de Interne și eu personal chiar am insistat, au fost instalate inclusiv 12 sisteme video pe aceste porțiuni de drum. Dar am spus, ele sunt de ordin care îl cunoaștem cu toții. Noi sperăm că o să aducem în cel mai scurt timp noi mecanisme de
cumva disciplinare sau de ajustare a regulilor în segmentul rutier și vreau să precizez că doar pe parcursul anului curent până la finele anului, cu suportul partenerilor de dezvoltare, o Doamne ajută, vin primele 22 de mașini inteligente care vor ajunge în gestiunea poliției și care vor avea posibilitatea să excludă factorul uman în procesul de documentare sau de constatare, deoarece tot aceste acțiuni vor fi realizate exclusiv prin intermediul inteligenței mijloacelor respective. Ca să nu fim acuzați de ceva, 10 vor fi cu coloristica poliției, 10 vor fi mașini cu destinație civilă care vor asigura constatarea acestor lucruri. Chiar și ieri am avut un offline cu jurnaliștii din Republica Moldova, unde am cerut și suportul lor în promovarea cumva disciplinii în societate la acest compartiment și chiar ne-am propus în momentul când ajung aceste mașini să nu începem deodată cu bâta, dar hai să facem o analiză de o lună de zile, să arătăm ce se întâmplă în sistemul nostru rutier și care sunt regulile și neregulile, ca după asta să vedem unde totuși trebuie să ajustăm anumite aspecte și pe cadrul legislativ. Plus la aceasta, la fel cu suportul colegilor din Germania, vor veni și camerele mobile de constatare a încălcărilor în spațiu public, deci acel parapet care îl cunoaștem cu toții, că poate fi strămutat de la un punct negru la alt punct negru pentru a constata încălcările pe acele segmente. Deoarece am și spus, acest compartiment ce ține de camerele fixe, deja toți îl cunosc și el, eficiența lui cumva a scăzut esențial. Da, mulțumim. Dar oricum, ca o totalizare la sistemul de monitorizare și în genere de utilizarea tehnologiilor informaționale. Deci cel mai important factor care descurajează orice de infracțiuni, fie contravenții, este inevitabilitatea răspunderii. Și bineînțeles că Ministerul de Interne investește în continuare, bineînțeles că Ministerul de Interne toate subdiviziunile și armele sale intervine la maximum pe procesul de digitalizare, care, apropo, spate de deschis strategia de dezvoltare a afacerilor interne, care a fost aprobată anul trecut și 6 programe sectoriale, unde sunt prevăzute clar activitățile pe domeniul ăsta de digitalizare și implementarea tehnologiilor informaționale. Iar doar anul curent noi avem 3 hotărâri de guvern, for instance, hotărârea de guvern 190-2023, care anume stabilește acel cadru regulatoriu despre care a făcut referire și domnul Chestur, care va permite utilizarea acelor mașini capcane și anume să evităm acest factor uman în fața unei cameri care stabilește limita de viteză 70, șoferii merg 43 și imediat după aia accelerează la 90, deci să fie identificate locațiile, deja colegii din cadrul Inspectorului General al Poliției au implementat de comun cu alți parteneri harta digitală a accidentelor rutiere, unde se analizează și locurile și nu doar pe lungimea traseului, dar în dependență de hotspot-urile sau locurile unde se aglomerează, unde sunt riscurile, acolo vor fi implementate cele soluții digitale care vor identifica și ultimul exemplu, cred că l-ați văzut cu toții, și cu dronele care au făcut cât de cât o claritate pe mai multe subiecte prin documentarea contravențiilor și încălcărilor în speța traficului rutier. Mulțumesc. Apropo, pentru că domnul Cernoțan s-a ridicat subiectul, că noi pe segmentul Transnistrean, foarte interesant că n-am avut până în prezent nicio cameră de luat vedere. Dar în zilele acestea am vorbit cu un executor judecătoresc în care spune că este o mare problemă cu cei care vin din stânga Nistrului, deși încalcă, dar sunt documentați și într-o mare măsură, mulți din ei lucrând și în Chișinău, nu se întreprinde anumite sechestre pe sumele prin care ei au avut încălcări contravenționale.
Da, deci este. Și deci eu vreau să spun aici, domnul președinte, că o problemă este, niciun executor judecătoresc practic nu vrea să ia în procedură de executare dosare care țin de mijloace de transport sau de alte aspecte legate de regiunea transnistreană. Că corect mi-a spus ieri persoana care m-a întâlnit și el zice că este problema în și de voință. Da, noi o să discutăm împreună amândoi pe acest subiect. Mulțumesc. Deci am să rog Agenția Națională de Transportul Auto noastră. Știu cine este. Bună ziua, stimată onorată asistentă. Dar mai tare vă rog. Bună ziua, sunt Viceslav Bufteac, șef adjunct Direcția Control Trafic Rutier din cadrul Agenției Naționale de Transport Auto. Onorată asistență, într-o asigurare a securității rutiere, agenția, conform competenței, în perioada anului 2020, a efectuat controle planificate și inopinate la stațiile de inspecție tehnică periodică, 27 de cazuri, 27 de întreprinderi, care s-au soldat cu 19 procese verbale întocmite în privința persoanei juridice pentru nerespectarea condițiilor codului transportului rutier în desfășurarea activității conexiei transportului rutier. În perioada 2021, astea au fost efectuate la stații de inspecție tehnice periodică, 17 controle la 17 agenți economici, care s-au soldat cu 32 de procese verbale. Agenți economici au fiind sancționați. În perioada 2022 au fost efectuate 18 controle care s-au soldat cu 11 procese verbale. În perioada curentă au fost efectuate 5 controle planificate la stații respective și 5 controle inopinate, care s-au soldat cu 25% de procese verbale în prevența persoanelor juridice. Și totodată noi, agenția, într-o asigurare a securității rutiere, au încheiat acorduri și planuri de colaborare cu Inspectoratul Național de Securitate Publică, Inspectoratul General de Poliție și Serviciul Fiscal de Stat, în baza cărora efectuăm raiduri sau acțiuni comune de control în trafic, verificăm conducătorii auto, camioanelor și autocarilor antrenați în trafic, verificăm folii de parcurs, dacă sunt supuși controlului medical din partea medicului din companie sau controlului tehnic, care sunt obligați să fie verificați, să fie trecut zilnic, respectiv în baza informațiilor parvenite de la INSP, facem controle inopinate în urma accidentelor rutiere la companii care unitățile de transport a cărora au fost implicați într-o oarecare măsură într-un accident. În cazurile internaționale, în caz de când se produce un accident rutier cu implicarea unui camion sau cu implicarea unui autocar din Republica Moldova, agenția se autosesizează și efectuează controle inopinate la agenții economici a căror unități de transport sunt implicate în accidente rutiere peste hotare și respectiv noi verificăm respectarea legislației muncii, respectarea regimului de muncă de către conducătorii auto. Fiecare control se soldează cu emiterea prescripțiilor, care este termen limită până la 90 de zile și în caz de nu se înlătură încălcările, agentul economic este atras la răspundere conform... Nu vă supărați, eu vreau la subiect. Dacă câte situații au fost de încălcare, știți să interveniți, dacă aveți asemenea informații, pentru că noi înțelegem, noastră povestiți întreaga procedură, dar noi cunoaștem care este procedura de sancționare. Deci, noastră, spuneți, vă rog, încălcări pe articol și câte din acestea au fost raportate.
încălcări în perioada 2023 au fost constatate 25 de încălcări la stații de testare de inspectare tehnică. În perioada 2022 11 cazuri la stații de testare de inspecție tehnică. În perioada anului 2021 32 de cazuri și în perioada anului 20 19 cazuri. Mulțumim. Întrebări dacă sunt pe raportul. Dacă nu sunt, atunci am să rog Ministerul Sănătății, dacă este. Este numai la Ministerul Sănătății? Da. Vă rog frumos. Dar tot așa, stimați, 5 cifre. Stimați deputați, stimați invitați, bună ziua. Mă numesc Vadim Aftene, șef direcție generală Ministerul Sănătății. Am să fiu succint, am spus principalele acțiuni. Deci, cu părere de rău, sectorul sănătății trebuie să se confrunte, adică cu consecințele accidentelor rutiere, asta e cea mai mare parte. În mare parte, adică este asigurată asistența medicală prespitalicească sau urgență. Este vorba despre accesul la locul accidentului, este vorba de conlucrarea cu echipa de pompieri pentru în cazurile de descarcerare, care ia mult timp, adică ceea ce nu lasă pentru salvarea vieții, și deci drumul spre unitatea medicală, ceea ce iarăși ar fi necesar o prioritizare a transportului ambulanței respectiv să-i se facă deci, prioritate în trafic. Altă chestie la care se lucrează este unitățile de primire urgență și echipele respective, deoarece știm că victimele accidentelor în trafic au, deci sunt politraumatisme și în cazul respectiv necesită echipe de mai mulți specialiști, chirurgi, traumatologi, neurochirurgi care să intervină. Considerăm important, adică pregătirea acestor specialiști și deja nu mai zic de resurse și de consecințele care le-a menționat și doamna deputat, privitor la persoanele sau victimele accidentelor rutiere. Alt subiect important este testarea trezirei. Aici mult s-a discutat despre ebrietatea asta alcoolică, dar datele statistice arată mai ales în municipiul Chișinău, deci pentru ani, inclusiv 2022, deci post-factum, post-accident, adică acea testare de două ori este mai mare, deci ebrietatea din cauza drogurilor, nu alcoolului. Da? Noi nu suntem echipați, aici ar trebui o claritate făcută, inclusiv cu Maiu, privind la aparatele este Dragger, la noi sunt setate numai pentru alcool, nu și pentru droguri. Altă chestie este o claritate cu regulamentul respectiv privind testarea aceasta, acum avem și multe petiții, chiar de la birouri de avocați, privitor la cine este, da, atribuțiile cui revine, adică testarea respectivă, ce trebuie să fixăm clar, nu știu de ce toți conducătorii la trafic vor anume medicii să fie cei care le recoltează probele biologice sau îi testează, nu mi se pare, adică este timp irosit de medici, adică care ar trebui în altă direcție destinat, nu neapărat medici, noi instruim în continuare polițiștii pentru a efectua asta. Încă o chestie cu trezirea, cu testarea trezirii, este neclaritatea privitor la obligativitatea ei. Da? Noi am avut și cazul Brăguță, tot era cu chestiile cele, că până la urmă nu și-a dat consimțământ și nu a vrut să ia probele biologice și așa mai departe, care a dus la consecințe. Acum tot nu este o claritate, adică în care măsură sau când el este obligat să dea, adică probele biologice să fie testat la stare de trezire, să zic, de ce că include și ebrietatea alcoolic și de droguri și de alte preparate psihotrope, benzodiazepine, care totuși sunt interzise la participanții la trafic.
Și altă acțiune sau atribuție a Ministerului este vorba despre examenul sau examinarea medicală a conducătorilor de vehicule și a candidaților. Dar acum este chiar la moment elaborat proiectul de ordine a Ministrului Sănătății privitor la atribuirea a două categorii. De fapt, ea este în hotărârea de guvern de anul trecut privitor la atribuirea a două categorii. Una de amatori, grupa amatori, categoriile A și B, care vor trece examenul medical, deci la medicul de familie, ca un pic să organizăm, să optimizăm procesul respectiv și să responsabilizăm că informația principală din sector este la medicul de familie, el știe persoanele respective și poate să dea date mult mai veridice. Adică să nu iesc anumite sentimente de insecuritate și astea. Restul, adică ca urmare, adică dacă nu sunt anumite informații sau medicul de familie nu dispune, sunt comisiile teritoriale de examinare a conducătorilor auto cu multipli specialiști și în cazurile respective o să divizeze și o să optimizeze condițiile date. Da, eu vă mulțumesc. Mulțumesc. Deci eu înțeleg că noi nici cei care prestează servicii publice, de exemplu șoferi de autobuz, trolebuz, taxi, nu putem, da? Adică nici sub o formă, dacă el refuză. Da, el semnează refuzul. Adică el pur și simplu protocolul respectiv la medicul, da, narcolog sau medicul din unitățile primire urgență scrie refuz. Și asta trebuie să se grămădească, deci echipajul de poliție cu doctorul să scrie explicații, să trimită dosarul deja în judecată, adică se întinde procedura. Eu cred că numai post-accident cumva sunt obligați, adică să dea probele astea biologice. Da. Noi aici, da, domnul grădinar. Da, eu am o întrebare la dumneavoastră, nu știu dacă te țineți o asemenea informație. Întrebarea mea era dacă există divergență și dacă ea poate fi, dacă o aveți în cifre, dacă există diferență între rezultatele de la Dreyer și rezultatele probelor biologice. Pentru că nu se întâmplă așa că omul de la Dreyer până la luarea probelor se trezește brusc. Eu am mai multe tabele, o să transmit sau posibil că s-a transmis deja de colegi informația la comisie respectivă. Deci unul din tabele este numărul examinărilor după accidente rutiere depistați în stare de ebrietate sau consum de droguri Republica Moldova, da, 2022. Da. Din totalul de 1118, deci stare de ebrietate alcoolică 144, ebrietate narcotică la volan sau consum de droguri, 347. Și asta majoritatea, adică sunt toți în Chișinău ăștia 347, deci dacă luăm stare de ebrietate la volan în municipiul Chișinău, deci 2022, 210 alcoolică, 58 consecințele de alcool, 347 consum de droguri. Foarte frumos. Deci noi... Acum vorbeam cu doamna Stamatic, o să trebuia să intervenim la modificarea legii, unde să fie obligatorii, cel puțin care prestează servicii. Nu poți așa, de transport, servicii de transport. Asta e inadmisibil, asemenea lucru. Pentru că există din partea unor pasageri, nu o să dau tipul de transport, în care el are anumite dubii că cineva este într-o stare sau alta. Și atunci refuzul în sine, asta nu este... Deputat, dar toată lumea știe și toată lumea vorbește despre taxiști din Chișinău. Nu, da. Haideți să nu generalizăm. Rugămintea, deci este că noastră să veniți cu propunerea, da, cum vedeți. Și noi, cel puțin pentru cei care prestează servicii de transport, lucrul ăsta să fie obligatoriu. Noi nu putem admite să mai rămână în situația așa. Deci rugămintea mea este ca Ministerul Sănătății să veniți cu această propunere la noi și noi să facem dezbatere publice, dar asta nu mai poate fi acceptat. Mersi.
O mică remarcă. Noi, de fapt, am abordat mai toate aspectele aici. Cred că foarte puține lucruri ne-au scăpat. Nu s-a pomenit despre vitezomani per se și cei care fac street racing, inclusiv ei care generează de cele mai multe ori accidente grave cu impact. Percepția publică este că aceste street racing-uri sunt organizate sistematic. Câteodată după raziile poliției se mai opresc, dar iarăși revin. Eu credeam cumva că ăsta e apanajul cumva a tinerilor, dar de fapt am constatat că de cele mai multe ori la volanul anumitor bolizi care dezvoltă viteză mare stau și băieței destui de măricei, bine trecuți de 35-40, deci da. Și fetiță, pur și simplu, de regulă, statisticile atestă că viteză umană este. Și calitate de gen. Când e de bine, știi femeile, când e de rău bărbați. Asta, deja este percepție negativă de gen. Avem și femei viteză umană. Dar și la capitolul ăsta ar fi bine să ne referim în recomandările comisiei, cu titlul propunere. Desigur, mersi. Ministerul Educației, să cercetări dacă este... Da, vă rog, și aici ASP-ul deja o să continue, deci mai departe, da, vă rog. Stimată audiență, mă numesc Marcelina Baleca, sunt șefa Direcției Învățământ General și Învățare pe tot parcursul vieții din cadrul Ministerului Educației și Cercetării. O să mă refer și eu la acțiunile pe care le întreprinde Ministerul pentru a contribui la educația rutieră a elevilor și copiilor, începând cu treapta educației preșcolare până la treapta liceală. În primul rând, noi am intervenit pe cadrul normativ, începând cu educația timpurie, astfel în curriculum la educație timpurie noi am prevăzut tematici ce țin de siguranța copilului în traficul rutier. Totodată a menționat și avocatul poporului că noi am aprobat curriculum la disciplina dezvoltare personală, o disciplină care este predată din clasa 1 până în clasa 12, respectiv și aici avem un modul pentru securitatea personală a elevilor. Complementar, dezvoltarea comportamentului responsabil în traficul rutier se realizează și în cadrul disciplinii opționale, autovehicule, comportament și siguranță. Totodată, în cadrul instituțiilor de învățământ se organizează un șir de activități extracurriculare care conduc la educația rutieră a copiilor. Și aici o să mă refer la câteva din aceste activități extracurriculare. În primul rând este decada circulației rutiere, care se realizează la început de septembrie. Astfel, în această perioadă, elevii claselor 1 beneficiază de organizarea lecțiilor cu tematici, fă cunoștință cu polițistul tău. Astfel, în cadrul acestor activități sunt invitați polițiștii din sector, în cadrul orii respective, învățători împreună cu copiii, cu părinții, trasează cel mai optim traseu de parcurs pentru a ajunge de acasă la școală și retur pentru copii. Totodată se organizează Ziua Mondială de Comemorare a Victimelor Accidentelor Rutiere. Este a treia duminică a lunii noiembrie, pentru sensibilizarea copiilor privind gravitatea impactului greșelilor comise în traficul rutier. Se organizează Săptămâna Mondială pentru siguranța rutieră, conform orarului aprobat anual de către Comisia Economică pentru Europa Națiunilor Unite. Se organizează și Ziua Europeană a Siguranței Rutiere la data de 6 mai, eveniment proactiv cu ocazia Zilei Europene a Siguranței Rutiere și a Săptămânii Mondiale a Siguranței Rutiere organizate de ONU. Totodată,
În corespundere cu programul activităților extrașcolare în învățământul primar și secundar, ciclu 1 și 2, aprobat de către minister în anul de studii 2022-2023, sunt preconizate și alte activități. Compania Națională de Informare și Responsabilizare, ABC-ul drumului în siguranță. Totodată, în scopul formării la elevi atitudinilor și deprinderilor de comportament responsabil în caz de situații de risc, specifice perioadei estivale, în comun cu structurile teritoriale ale Inspectoratului General de Poliție, Centrelor de Sănătate Publică și alți parteneri, vor fi desfășurate lecții de securitate publică. Mai mult, elaborăm și suport didactic pentru cadrele didactice pentru realizarea acestor activități. Avem elaborat ghidul didactic pentru învățători la clasele primare cu tematica securitate circulației rutiere. Avem o bibliotecă digitală, educație online, unde sunt diferite spoturi video cu referire la securitatea personală și educație parentală. Avem ghidul profesorului pentru clasele a 5-a, a 12-a, elaborate de minister. Pe segmentul actului normativ care reglementează transportarea elevilor școlari, noi vom opera modificări la acest regulament, astfel încât copiii să ajungă cât mai în siguranță la școală. Și aceste activități nu se vor opri aici, noi vom continua să intensificăm realizarea acestor activități în școală. Pe segmentul școlilor auto, vreau să menționez că Ministerul Educației și Cercetării a elaborat regulamentul de organizare și funcționare a unităților de pregătire a conducătorilor auto. Totodată au fost aprobate toate programele pentru toate categoriile și subcategoriile de conducători auto. Mai mult, împreună cu Agenția Servicii Publice, am elaborat și aprobat metodologia desfășurării examenului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule și documentarea cu permise de conducere. Suntem acum pe ultima fază la elaborarea materialului didactic, întrebări pentru susținerea examenului teoretic în vederea obținerii dreptului de a conduce vehicule, inclusiv cu subiecte aferente conducerii trotinetelor și bicicletelor. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Referitor la școli, deci auto, ca să, dacă toți suntem aici, în ce condiții, dacă au fost retrase la anumite școli, dacă au fost suspiciuni că nu are loc procesul de instruire, deci cum trebuie, sau viceversa, anumite școli care și-au deschis anumite filiale în anumite localități, le s-au pus condiții prea stricte și nu au putut să-și deschid acea filială într-o localitate, pentru că sunt și asemenea, după informația care o am eu, că sunt probleme cu unele școli care deschid filiale și atunci le se cer o sumedenie. Adică într-o localitate e ok, deci s-au liberat licență, dar presteză serviciu în altă localitate, se începe a ceri suplimentar mai mult decât i-a fost eliberată prima licență. Așa că noi trebuie să înțelegem mecanismul. Da, vă rog. Da, eu să mă refer la acest subiect, este vorba despre acreditarea școlilor auto, ce presupune procesul de acreditare. În momentul în care ANACEC merge la acreditare, se evaluează nu doar spațiul, dar indiferent că, de exemplu, fondatorul are o filială în Chișinău sau în alte raioane, acolo doar pe lângă faptul că tu ți-ai deschis o filială, tu trebuie să ai profesori, spații dotate, dar aceste lucruri le verifică ANACEC. De unde să cunoască, de exemplu, ANACEC-ul, dacă a dat acreditare la o instituție care ulterior își deschide alte sucursale, de unde să știe că acolo sunt resursele umane pregătite, de unde să știe că sunt spații dotate pentru asigurarea calității. Și, deci, există un regulament clar stabilit. Dacă până acum instituțiile elaborau programe
pentru toate categoriile și subcategoriile. Acum această povară nu mai este pe seama lor. Odată cu aprobarea programelor, ei nu mai elaborează aceste programe, doar sunt responsabili să prezinte acel raport care, prin care aduc toate dovezile că asigură o educație de calitate pentru toți conducătorii auto. Acum, dacă există, dacă a fost retrasă licența sau a fost suspendată, acreditarea, da. Sau a fost suspendată, câte sunt, care au fost cauzele? Deci, la moment, din toată informația pe care o deținem în cadrul registrului de evidență a unităților de formare a conducătorilor auto, noi avem 135 de școli auto care activează. La moment a fost, nu că a fost retrasă, dar nu au trecut procesul de acreditare, da? În ultima perioadă o singură școală auto. Este în proces de judecată o altă școală auto care nu este de acord cu decizia. Sunt instituții care nu au depus cerere la acreditare pentru că ei nu sunt pregătiți pentru sistemul de acreditare. Deci au lucrat în bază de licență până la moment, în baza vechii legislații, actualmente, în momentul în care nu întrunesc condițiile de calitate, ei nici nu depun cerere pentru acreditare. Mersi mult. Eu alte întrebări nu mai am. O să rog ASP-ul să fie informația. Stimați domnule președinte, stimați deputați, stimați asistențe, deci reprezint Agenția Servicii Publice, Iurei Cristea, director adjunct. Mă voi referi la două aspecte care, în opinia noastră, generează sau poate produce anumite accidente rutiere, și anume, numărul mare de mijloace de transport versus rețeaua rutieră relativ constantă, așa cum este. Deci, în total, în Republica Moldova, la moment, avem 1.200.000 de mijloace de transport, care sunt în registrele noastre. Dintre care circa 765 sau 63% sunt autoturisme. Vedeți că mai multe jumătate sunt autoturisme. Este interesant că în ultimii 3 ani, 7 luni, perioada de referință, au fost înmatriculate primar, adică aduse de psihotare și înmatriculate aici, 180.000, practic 181.000 de mijloace de transport, dintre care 123.000 sau 68% sunt autoturisme. Pe urmare, doar în această perioadă, numărul autoturismului a crescut cu 16%. Practic, dacă observăm, avem o inflație de număr de autoturisme, cam cu 4% în fiecare an, 4-5% se mărește numărul de autoturisme, iar rețeaua de transport este aceeași. Bine, că o mai asfaltăm, poate undeva, cineva spunea că asfaltarea și aducerea în bună condiție face ca viteza să crească, pentru că omul merge mai repede, se bucură că are o șosea foarte bună și mai apasă acceleratorul. Deci, pe an, ASP-ul eliberează circa 40.000 de permise de conducere. Practic, uitați-vă, volumul de automobile care vin și 40.000 de permise de conducere se eliberează, nu știu cât va rezista rețeaua noastră națională de trafic rutier. Vreau să menționez că în 1 martie 2023 Uniunea Europeană a aprobat o nouă directivă care se referă la traficul rutier. Acolo sunt două dimensiuni mai mari așa. Sunt mai multe, dar două dimensiuni la care vreau să mă refer. Prima este condițiile de obținerea, deci a permisului de conducere, care noi suntem mult, mult sub aceste condiții, adică acolo condițiile sunt mult mai exigente. Nu mergi cu 20-30 prin Chișinău, așa mai departe. Acolo este autoban, viteza minimă doar atât și așa mai departe, condiții de noapte, condiții de zi, condiții de ceață. Adică și aceste directive sunt obligatorii pentru toate țările Uniunii Europene. Dacă tindem spre încolo, treptat, încetișor, nu așteptăm momentul când va fi o explozie. Va trebui încetișor să ne mișcăm în direcția aceea. Eu nu mai vorbesc de condițiile care sunt impuse de această directivă, de calitatea rețelei rutiere. Ați vorbit, domnul general, și adică până la urmă noi o să ajungem la un moment când nu o să întrebăm dacă avem bani sau nu avem bani.
Dar o să ajungem la momentul când noi vrem Uniunea Europeană sau nu vrem. Dacă vrem, o să trebuie să găsim bani să lucrăm și la rețele rutiere și o să ajustăm și calitatea pregătirii deci viitorului șoferi. Acum, a doua problemă la care vreau să mă refer este pregătirea superficială, în opinia noastră, a agenției, a conducătorilor auto. Rata medie de susținere a examenelor din prima tentativă, proba practică, categoria B, este de circa 20%. Într-un fel, asta e, pentru școlile auto, e un fel de bacalaureat. Un fel de micro-bacalaureat. Închipuiți că ei termină școlile auto și doar 20% din ei susțin acest examen și devin șoferi. Rata, sau mi-a spus, variația dintre susținere este de la 5%, adică din toți absolvenții lor, o școală oarecare au sus 5%, până la maxim 50%. Și eu mă refer doar la un număr, la o școală, un număr mare, de exemplu, de la 10 în sus, 11 și așa mai departe. Sunt care câteva sute de absolvenți au și din ei susțin examenul 15%. Asta în condițiile legere din Republica Moldova. Ce se va face atunci când vor veni condițiile dure din Uniunea Europeană? Deci, fluxul acesta, toată lumea cunoaște că toți, chiar absolvenții de liceu, deja în clasa 12 de liceu, consideră o chestie de onoare, ca până la sfârșitul clasa 12 să aibă permis de conducere. Nu mai vorbesc de anul întâi sau doi a facultății. Deci, în cazul ăsta, o problemă pe care noi o considerăm importantă este lipsa conexiunii dintre rata de succes a absolvenților versus stabilitatea financiară a școlilor auto. Adică, în momentul când produci orice și nu ai nicio responsabilitate de chestia aceasta, ei au doar goana de a-i trece prin școală și de a-i da mai departe. Adică, în momentul când vine de la școală cu examenul teoretic susținut, cu examenul practic susținut, și aici la noi susțin 5% sau 15%, despre ce noi vorbim? În momentul când, în dialogul cu aceste școli auto, cumva atenționăm că probabil că o să fie în vreme când o să aplicăm și niște măsuri mai restrictive sau mai dure, adică o să nivească în vizor mai atente, îi spun în felul următor. Noi asigurăm cu muncă cei care muncesc acolo, în afară de aceasta, noi turnăm și în bugetul statului banii, pentru că toți elevii care fac școala auto achită taxa, din aceste taxe se duce în bugetul național și în momentul când o să devine mai restrictiv cumva, o să sufere bugetul de stat. Întrebarea se pune, ce e primordial? Valoare care o varsă în bugetul statului sau siguranța în trafic rutier și diminuarea numărului de accidente? Toate aceste instituții menționate pe care vorbesc, școlile auto, sunt apropo acreditate de ANACEC. Sunt acreditate la întrebarea mea și către Ministerul Educației și către școlile la auto. După ce sunteți acreditați, poate cineva să mai vină la dumneavoastră să mai vadă calitatea care o produceți ceva? Nu. 5 ani de zile, ușile închise pentru toată lumea, pentru că suntem acreditați. Îmi pare rău că nu există acum un fel de control suplimentar, cumva autorizat, chiar școlilor acreditate, pentru că din semnalele care și din informații care avem noi, unele școli acreditate, dacă s-ar duce încă o comisie, ar vedea, așa punem în cap, cum de-a fost așa școala acreditată. Dar asta e altă întrebare, deci astea sunt doar anumite semnale care vin la noi, inclusiv cu adrese concrete, nu la nivel de general. Deci, la moment se pare că nu există un cadru legal de a face o analiză sau o inspecție suplimentară după ce pe acolo a fost ANACEC. A fost, punct. 5 ani, nu se apropie nimeni de dânși. Deci, cred că chestia asta nu e bine și cred că ar trebui cumva să găsim împreună cu toți mecanismul prin care calitatea absolvenților ar fi pusă cumva într-un raport cu stabilitatea lor financiară. Nu produci bine, începe a te ruina cumva. Pentru că nu e normal ca tu, partea ta, doar să fii, să iei absolventul, să-l treci prin școală și să-l dai și mai departe, lămurești cu ASP-ul. Du-te de 2, 3, de 10 ori deja, asta nu-i problema noastră. Noi te-am trecut, ți-am dat două documente și mai departe, luptă-te cu ASP-ul măcar cât dorești.
Câteodată suntem acuzați de faptul că suntem poate prea rigizi la examen teoretic sau practice. Vreau să spun că din numărul total de cei care vin la examen, doar 0,2% depun contestații. Adică nu avem un val de contestații care să bine, în sondajele noastre interne pe care întrebăm de ce nu depuneți contestații, dacă considerați că, mă rog, v-au prăvălit, cum se mai spune așa mai departe. Unii spun că nu prea știm cum, adică tehnic, ce scrim, unii scrim și așa mai departe și noi la asta lucrăm. Unii spun că totuna, chiar dacă depunem, încă mai rău facem, că o să ne prevaliză a doua și a treia și a patra oară până când noi să înțelegem, de fapt, care e calea corectă. Și... Poftim? Și atunci, de ce propunem noi, tot pe aspectul acesta? Deci, noi propunem, în discuție abia, dar ca propunere este, să încercăm să eliberăm permis de conducere pe termen valabil doar de 2 ani, cu toate restricțiile aplicate, viteza doar până la 40 sau 60, cât e acolo alte restricții mai departe, după care, în cazul când în acest 2 ani conducătorul auto nu are puncte de penalizare, nu așa, adică s-a dovedit a fi unul corect, frumos și așa mai departe, atunci îi se prelungește, îi se dă permis de conducere deja stabil. În cazul când îi se prinde păduchi, atunci se mai prelungește pe 2 ani de zile, până când înțelege că trebuie să se conformeze. A doilea, noi propunem ca examenul teoretic să fie făcut la ASP înainte de a începe el mișcarea în teren. Adică ai trecut partea teoretică la școli auto, ai venit la ASP, ai susținut examenul teoretic și după asta bun venit în trafic. Pentru că acolo se primește ce? El de fapt nu cunoaște regulile circulației, dar iese în trafic la training-ul ăsta cu așa. Deci pentru că școlile auto practic în a două săptămâni, nu mai începe circulația rutieră și deja în a două săptămâni îi scot în trafic. Da, pentru că nu când, trebuie cât mai repede, mai departe. Deci, asta eu cred că e ceva care e realizabil și nu este o problemă. În Irlanda exact așa se face, nu te poți urca până nu ai examenul teoretic. Da. Și am să rog Ministerul Educației să vină cu propunerea dată. Da. Vă rog frumos. La urmă să facem concluziile. Școlile auto spun că bună, asta ne-ar întinde nou mai mult, pentru că teoretic dau la voi, practic, adică ne-ar întinde. Dar eu cred că nu se negociază calitatea. Calitatea nu trebuie negociată. Următorul, ce facem noi pe intern deja? Deci toate automobilele noastre de examinare, toate, absolut, pentru categoria B, sunt dotate cu cel puțin 3-4 camere pe care noi le vedem online. Adică noi putem în orice moment să vedem ce face automobilul concret în data concretă, așa. Sau să descărcăm toată imaginea coadă, tot video și să vedem dacă în cazul că nu este o contestare, ne mergem încă o dată. Acum, practic în luna august, nu, în luna septembrie, din 1 septembrie, au fost create două secții la ASP. Una este secție monitorizare, se va ocupa doar cu monitorizarea examenilor video, monitorizarea examenilor practice, ca atunci când, de exemplu, avem suspecția, că într-un raion sau undeva cam e prea mare procentul de trecere sau ceva așa, noi să ne focalizăm și să putem monitoriza pe viu ce se face acolo în orice moment. Și toți deci examinatorii auto vor ști că ei sunt monitorizați în permanență, până acum tot era. Era cumva aleatoriu și doar dacă vedea vreo contestație, atunci se deschidea și de ce s-a făcut. Dar dacă nu vine nicio contestație, înseamnă că, știți cum situația asta, dacă totul e bine și șoferul cel care examinează, contestația nu există. Și în cazul dat, ca să nu fie chestia asta, secția este făcută special ca să monitorizeze pe toți. Sau aleatoriu, sau în momentul când există suspecții, ne focalizăm pe dânsii total. Și știu că în orice moment, oricine poate fi monitorizat, indiferent de faptul este contestația sau nu contestația. Și a doua deci, secție este secția petiții. Iată, noi să încercăm cumva să facilităm maximal, să creștem numărul acesta de petiții, pentru că examinatorul auto, dacă știe că în orice moment, când el cumva ceva nu așa, pe dânsul vine petiția și el este pedepsit, el deja cumva mai atent. Și, deci, iată, aceste două secții sunt operabile din luna septembrie, noi deja începem. Eu vreau să trecem la întrebări, că o să fie interesant. Întrebări. Da, întrebări, vă rog. Dacă sunt. Acum,
Deci, dumneavoastră aveți centru de monitorizare, înțeleg că securitatea internă, da? La SP, atunci când susține examenele, sau nu aveți? Direcția securitate este ASP-ul, dar direcția securitate este pe tot ASP-ul, nu pe segmentul auto. Tot ASP-ul, pentru că acolo sunt foarte multe departamente. Dar atunci când se urcă studentul, hai sau elevul sau cum. Candidat. Da, persoana examinată se urcă la volan. Eu, din câte cunosc, trebuie să fie o cameră de, da? Sau nu este? Nu, acum funcționează în felul următor. Direcția de securitate examinează... Eu spun că legea așa prevede. Că, și nu știu de ce, noi am avut doar câteva situații când cine au planul de ridicat, câteva băieți între ăștia, că stângeau camerele taman când trebuie să meargă pe un anumit traseu. Și acum vreau să văd dacă lucrurile s-au îmbunătățit pe acest segment. Da, vă rog. Domnul Zăftor este șeful direcției matriculare și certificare conducătorii auto. Da, la moment noi numai în Chișinău avem posibilitatea online, restul deja pe carduri se păstrează informația și deja direcția securitate de la SP strânge în toată Republica și stochează pe un server. Deja noi îi lucrăm cu informația de la dânsă. Foarte frumos. Dacă nu se fie online pe toată Republica? Online, problema online-ului este cartele ce este video, care trebuie să fie de o capacitate mare de livrare a traficului și echipamentul vechi nu permite fluxul acesta de informații să prea larg. Noi acum procurăm echipament și... Eu înțeleg că cel vechi nu permite, dar eu am întrebat când o să fie echipamentul nou. Noi planificăm la anul să fie, în viitorul an. Da, așa, acum două întrebări. Nu ați făcut o statistică să vedeți unii mai multe permise? Adică unii susțin mai mult examenul aici, unii sunt camerele online, unii ori acolo, unii nu există deloc și se înregistrează doar pe cele carduri. Noi avem o statistică cum se susține în diferite raioane. Deci nu exact camere sau nu camere, pentru că vedeți că acum noi examinăm situația doar dacă există vreo sesizare. Dacă nu există sesizare, ne uităm așa, dar obiectivul nostru este ca chestia aceasta să fie monitorizată mult, mult mai strict. Da, deci înseamnă că nu există. Părerea mea este că dacă s-ar face o statistică, unii sunt susțin mai mult acolo, unde există camere și ei uneori repetă de două, trei ori examenul, sau acolo nu există deloc camere și nu din prima, adică șoferi de ăștia buni. Deci, dacă am avea informația, nu putem face concluzii, dar nu putem face concluzii. Nu, vreau să precizez aici. Examenul poate începe în orice loc, în orice teritoriu, doar atunci când se cuplează acest sistem video și la noi apare automat semnalul că da, camera este cuplată. Și doar atunci se începe examenul. Dacă semnalul nu vine, camera este cuplată, examenul nu se desfășoară. Pe urmare, toate examenele se înregistrează video, așa sau altele toate. Atât doar că noi nu le vedem online, dar le putem vedea post factum. Dar dacă se stânge așa cum se stângea la nord, atunci în ce raioane a fost reprezentant CNEU? Da. Da, sala de examen. Dacă se întâmplă asemenea situație când se stânge lumina așa întâmplător? Dacă permiteți, la moment, dacă camera nu funcționează, examenul nu se pornește. La moment. Nu, examenul teoretic se are nu, de practică se vorbea. Și la teoretic și la practic. Teoretic, la noi cameri lucrează întotdeauna, nu avem probleme. La moment. Sper. Mersi mult. Întrebări, dacă mergi, în domnul Chiria, vă rog. Spuneți, vă rog, dar ce monitorizează secția asta dacă pe toată Republica nu se transmite online, video e dat? Cine îi monitorizează? Sau post-factum îi monitorizează? Noi monitorizăm monitorizăm post-factum dacă există semnale. Dacă ceva suspecție, atunci descărcăm atunci imaginile, pentru că ele toți se depozitează la noi oricum. Și încercăm să vedem situația concretă care intră în vizorul nostru. Dar obiectivul nostru este ca să le vedem permanent online, la anul. Câți angajați? 6. Ce ține din online? Ca să înțelegeți, 4 cameri e un volum mare de informații și în raioane, ca de exemplu, e imposibil să avem la moment, având în vedere că 4G nu peste tot lucrează. Da? Ulterior, dacă ar fi 5G în Republica, o să avem posibilitatea și online să supraveghem.
Bun. Domnul Marco, ce pe dumneavoastră? Domnul Cristian, spuneți-mi, vă rog, după ce dau examene acești tineri sau toți care învață, ați observat dumneavoastră care vârstă sunt cei care nu dau din prima, între a doua, a treia, a patra? Aveți așa o clasificare, poate? Fiindcă dumneavoastră ați spus că fiecare care termine clasa 12-a tind la cei care îți permit permis, primească. Noi avem 32-34 de mii de copii care termină școala, elevi, liceeni. Și văd că dumneavoastră spuneți că avem 40 de mii care dau examen. Ceea ce înseamnă că vârsta parcă ți-ar părea că e 19-20 de ani, cea mai. Păi da, cam așa e majoritatea, sunt și care au peste 20, peste 22 de ani, au procurat un automobil sau ceva și susțin. Dar noi nu, la moment nu deținem statistică cine a picat examenul, vârsta lor anume. Pe noi, de fapt, ne-ar interesa, probabil că o să examinăm și noi materialele de la Inspectoratul General de Poliție, să vedem cine fac mai mult accidente. Ești tineri care, tineri și așa, focoși, care... Sau și alte vârste. De exemplu, ne-ar interesa care e procentul de accident rutiere pentru șoferii care sunt în primul an de experiență. Dacă este cam același pe toate vârstele, atunci nu înseamnă că tinereța ar fi un motiv. Dacă totuși aici ar fi concentrat cea mai mare accident rutiere, înseamnă că aici cumva trebuie să găsim metode de a-i tempera cumva. Și a doua întrebare, spuneți-mi, vă rog, școlile care pregătesc acești șoferi. Eu m-am uitat prin toate care dumneavoastră le-ați trimis. Da. Sunt care dau examenul 1, 2, 3. Eu cred că aceste școli nici n-ar trebui să mai fie. Eu nu cred că aceste școli au profesori care într-adevăr pregătesc acești șoferi. Ori vine de la altă școală profesorul și îi duce lecție și nu le duce îndestulate, așa îmi dau seama, ori ei nu trebuie să mai fie aceste școli deschise. Din câte am avut discuții cu reprezentanții Ministerului Educației, cazurile acestea sunt foarte frecvente, când cineva predă ori în mai multe școli și ne gândim, adică Ministerul Educației se gândește că cumva ar trebui să monitorăm și chestia asta. De exemplu, în învățământul general, tu nu poți să avea în patru licee câte 12 ori sau 36 de ori, pentru că se monitorizează lucrurile astea, maxim poți să ai până la 22 de ori, indiferent de unde. La școli auto deocamdată nu e așa, poți să ai și 30-40 de ori, nu se monitorizează. Probabil că azi ar trebui să punem o restricție aici, dar nu ține de ASP. Da, bună ziua, eu cer scuze în limba rusă. Союз автоводителей Республики Молдова, председатель Кажакар Олег меня зовут. Просьба к государственным структурам, когда будет более современный транспорт на экзамене, категория С, Д, Е. Спасибо. Да, но я анонсно прокурем, держам прокурат автомобили, ной, și категория А, категория Б, мотоциклети сум прокурат уже, категория Б, автомат, механика, авем проблеми ку камионе, да, держа, Для информирования всех присутствующих, я прошу прощения, на сегодняшний день категория С принимается на автомобиле МАЗ, которому 20 лет. Я уважаю белорусскую технику, я когда-то работал на этих автомобилях. Категория Д – автобус МАЗ, ну и так далее. Хотелось бы что-нибудь. МАНы, Мерседесы, Вольво, Ивека. Наши же работают по всему миру, вы же понимаете. Спасибо. Cine își ține examenul pe MAZ și pe Icarus, poate merge pe orice mașină, poți merge și pe Iveco și pe altceva. Nu, e o glumă. Deci, toți au deja categoria B da, și da, este adevărat, trebuie este problema că ANACEC-ul nu dă licență dacă este în legea 131, securitatea la trafic, când avem mașina de cutare, înseamnă că nu trecem acreditare. Nu, eu vă dau dreptate. Deci trebuie să-și înnoiască parcul pentru examinare și aici nu se discută lucrul ăsta. Da, noi am mai făcut o glumă, că avem 4 ore de când suntem în ședință și cumva încercăm să ne descurcăm în frunțele. Atât, dacă mai sunt anumite instituții care, sau cineva care vrea să intervină, dacă mai sunt, pentru că trebuie să încheiem, da, vă rog, doamnă.
Îmi spune Angela Chicu, sunt președintele BPV Moldova. Cu mare atenție am ascultat absolut toate rapoartele. Vedeți că am stat până la sfârșit, n-am plecat ca colegii mei. Deci vreau să vă zic, un fir roșu trece că legile noastre totuși sunt permisive. Și voi spune de ce. Fiecare din noi călătorește în Europa, a fost și în aceeași Olandă, Germania, Elveția, Danemarca, n-am să le mai numesc țările. Dar legile acolo funcționează. Din păcate, legile noastre sunt nu numai că permisive, dar nici nu funcționează. Propunerea mea este următoare, fiindcă domnul președinte a zis că la sfârșit să venim cu propuneri. Adică propunerile noastre din partea ONG-știlor. Una, prima, adică să mărim taxa sau amenda, numiți-o cum doriți, să mărim, eu știu, fie la 10, fie la 20 de mii, să nu ne temem pentru cei care încalcă regula la trafic. În special cei care îi găsim cu alcool în sânge. Este unul. Doi, ceea ce a vorbit domnul Cernăuțanu este plauzibil că a accentuat că cicliștii trebuie obligatoriu să aibă căști. Deci, probabil lucrul acesta ar fi bine să fie stipulat în lege și niciun ciclist să nu iasă pe traseu fără această cască, deoarece este siguranța lui. Dumnealui a fost învinuit, așa am înțeles, precum că se pune problema asupra unor cheltuieli suplimentare. Onorată asistență, dacă Doamne ferește, persoana decidează, cum am avut niște cazuri, atunci nu apar cheltuieli suplimentare. 3. S-a menționat aici despre mașinile care ar trebui să fie în urma cicliștilor. La fel, propunem ca să fie stipulat prin lege, să nu iasă niciun ciclist, adică mă refer la grupuri. Și sunt categoric împotrivă, cum s-a exprimat domnul Starăș, să fie implicată poliția. Poliția are misiunea sa. Aici trebuie numai decât să fie un echipaj dotat ca să conducă această grupă de sportivi. 4. Legea propun să fie iarăși prin lege. Haideți, probabil e discutabilă situația, ceea ce ține trotinete. Trotinetele pentru noi au devenit un coșmar. Și nu numai pentru noi, dar pentru mai multe țări. Am arătat acum vreo 20 de minute în urmă domnului Cernăuțanu cum Parisul a devenit practic prima capitală europeană care a refuzat categoric la trotinete, prin lege. Parlamentul a aprobat. Probabil că afacerea cuiva o să fie afectată, dar sunt niște momente care viața totuși este primordială. Și vroiam să vorbesc despre camere, dar aici s-a menționat. Atât. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă cineva mai dorește să intervină, da, domnul Cernuțan. Bine, domn președinte, doamna Racu a formulat niște întrebări legate și de alte aspecte. Eu am spus, noi, Ministerul de Interne, de comun cu colegii, o să încercăm să venim cu anumite amendamente legate de unele proiecte de legi care să îmbunătățească unele aspecte. Dar am spus, inclusiv ceea ce ține de raliuri, cu părere de rău, la ziua de astăzi, poliția nu este dotată cu tehnică civilă în domeniul constatărilor rutiere și atunci când se fac aceste raliuri, cunoaștem cu toată lumea că, de fapt, acolo unde se face raliul, nu sunt ei amplasați doar acolo, ei sunt și în alte locuri, pe segment și înștiințează din timp. Noi am identificat acum un nou mecanism. Am solicitat colegilor suportul de la STI să mă doteze
cu camerele mobile de 360 de grade care poate ajuta și nu trebuie să stea în acele locații. Că noi știm cu toții care sunt locații. Problema e că când ajungem, noi mai găsim acolo. Dar toate aceste locații să fie instalate cu camere mobile 360 de grade care automat să facă constatarea faptelor care sunt comise acolo. Încercăm, sperăm săptămâna viitoare să avem primele reușite la acest compartiment. Noi nu spunem unde le instalăm, că lor nu le trebuie să știe. Da. Cu părere de rău, trebuie să spun că la ziua de astăzi, în mare parte, noi ne autosizăm din imaginile care apar pe TikTok sau pe rețelele de socializare, că iată s-a comis acolo sau iată raliuri acolo. Și asta este o muncă în plus pentru noi, că trebuie să îmblăm să căutăm atunci când vor fi aceste camere instalate sau când vor fi acele mașini inteligente în traficul rutier, ele automat vor constata ele și încălcările comise de către acești vitezomani. Mulțumesc. Da. Era domnul Sergiu. Da. Bună ziua la toată lumea. Sunt Sergiu Bâlba, reprezentant Asociației Oștească Iris. În continuare la ceea ce a spus deci acum domnul Cernăuțeanu, cu referință la faptul că poliția uneori se inspiră din acele imagini video publicate pe rețelele de socializare atunci unde sunt înregistrate contravenții. Poate ar fi cazul ca acest fenomen să fie stimulat? Deci controlul social întotdeauna a avut un efect pozitiv asupra regulilor în societate. Deci mă refer la faptul că dacă o persoană vine să denunțe o anumită contravenție sau încălcare a regulii circulației rutiere, să fie stimulată cu, nu știu, să zicem 10, 15, 5% din amendă care va fi stabilită pentru cel care a săvârșit această contravenție. Da. Eu cred că vor fi multe denunțuri. O să fie rând. Mersi mult. Da. De acord, domnul Cușgar. Doar o minută, cer scuze. Da, nici o problemă, sigur, da. Великий политик 20 века Уинстон Черчилль говорил так: «За безопасность нужно платить, а за ее отсутствие нужно расплачиваться». И в этом контексте сегодня много говорилось о реструктуре дорог, великолепно. Хороший технический парк, видеокамеры, автомобили, все это замечательно. Но нужно к истокам возвращаться, почему это все происходит. И фактор это человеческий. 85% ДТП происходит по вине водителей. Это воспитание, причем с самого малого возраста. Предлагаю больше уделять внимание воспитательному процессу, видеоролики по всем телеканалам, аудиоролики по радио. Вспомните, 3 года назад пандемия. Носите маски, мы все оделись, по 10 раз в день. Мойте руки, мы все моем руки. Соблюдайте дистанцию, соблюдаем. Когда снимался последний ролик по безопасности дорожного движения? Да, их есть в Республике Молдова, где-то 5-7 роликов, полиция в свое время отсняла и так далее. Но этого мало. Надо показывать, работать в СМИ. В Союз автоводителей Республики Молдова мы выпускаем вот такие буклеты, бичиклета, дипласария, регламентары, тротинета, электрика, регламенту тротинетей. Экипаменту, куда тебя не чесарили, дорога в школу, фидисциплинат, педрум и так далее. Мы работаем, но это все за наши деньги, на деньги автомобилистов Молдовы. Я членские взносы, ну, общественная организация, по 10-20 лей с каждого, и вот это мы делаем. Тираж 10 тысяч, больше не можем. Нету откуда. Даем, напечатайте, дайте, сделайте в цифровом формате, в социальные сети и так далее. Это надо пропагандировать, чтобы наши дети с детства знали, как вести себя на дороге. Это очень важно. И через 15-20 лет мы получим дисциплинированных водителей, пешеходов и так далее. Спасибо. На острове Драптати, mai ales că atât televiziunea națională, dar și celelalte televiziuni sunt obligate să difuzeze publicitate, dar spoturi sociale. Și aici noi, cu adevărat, noi ultimul timp nu vedem de aceste spoturi, sunt foarte puține. Domnul președinte, vreau să spun că eu personal am semnalat și am trimis scrisori în adresa tuturor televiziunilor și am rugat să fie difuzat în perioada, în mod special orele de vârf, anumite spoturi și informații de genul respectiv. Mi s-a comunicat că aceea este perioada când ei pot difuza
o publicitate financiară și ei nu o să-și o piardă cu timpul. Noi o să avem în recomandări, o să găsim o soluție, da. Ca să aibă cu cea, o să facem o solicitare. Pentru că, cu adevărat, toată lumea este responsabilă, deci în trafic, începând și de la pieton și șofer. Domnul Cajocaru, cu adevărat, a spus că 80% astea sunt responsabili șoferii de accidentele rutiere, dar, în linii generale, suntem responsabili începând de la proces educativ, eliberarea permisului, în trafic, educația de acasă, dar construcția drumurilor după standarde, da, deci toate împreună, da, starea mașinii, toate împreună, deci de fapt este rezultatul deci comportamentului și în traficul rutier. Deci noi, rugămintea pe care o aveam, că a apărut de la fiecare instituție, a apărut anumite solicitări sau pentru modificarea legislației. În alte instituții am avut noi, cum a fost la Ministerul Sănătății, da, pentru șoferii sau care prestează servicii de transportare, să existe obligatoriu testarea, nu pot ei refuza, atâta timp cât tu prestezi servicii, tu ești obligatoriu să accepti prevalarea probelor și tot așa mai departe. Noi nu putem să lăsăm asta la discreția cuiva, cum crede el, de cuviință. Da, el prestează servicii, mai departe se întâmplă o prostie și după ce se întâmplă o prostie, abia atunci el este pasibil de prelevare de cea probelor. Ceea ce nu este corect, el trebuie prevenit lucrul ăsta, nu post factum. Da. Deci asta, eu o să am rugăminte să veniți cu această modificare și noi așteptăm și de la Ministerul Afacerilor Interne anumite modificări. Domnul Cernuțan, eu știu că ați venit și ați încercat să prezentați un proiect de lege care să oblige pentru șoferi, pentru cei care sunt în trafic cu bicicletele, să aibă un anumit tip de echipament și tot așa mai departe. Eu trebuie să insistăm, chiar dacă unii consideră că acest lucru nu trebuie, că depinde de cheltuieli, fiecare viața costă mai scump decât echipamentul pe care de cel îl poartă. Totodată să continuați și cu acele acțiuni de prevenire. Prevenirea este mult mai importantă decât ca noi post factum să facem statistici și nu știu ce. Statistica deja asta e, pentru deja nu mai contează. Când spune că e o moarte, e o tragedie, dacă nu sunt mai multe, deja e statistică. Pentru noi noi nu trebuie să mai admitem că se întâmple acțiunile care deci au fost anterior. Doi, trebuie să existe obligația administrațiilor publice locale când se fac din partea poliției anumite recomandări că trebuie într-un fel sau altul să amenajeze o trecere de pietoni, fie că este puțin etajată, iluminarea lor, insulelor, dacă drumul este foarte lat ca să existe, am văzut că, da, marcajul, deci rutiere toate în sine, deci îi contează. Trebuie de instruit și populația prin filmulețe, prin publicitare, că noaptea se poartă o vestă în care ce înseamnă dacă ești în haine negre, deci la 10 metri doar poți fi observat și nu mai poți să frânezi, și alta când porți deci un echipament special la 45-50 de metri și poți, deci toți suntem responsabili. Da? Totodată rugămintea este la Ministerul Afacerilor Interne să vă testați angajații, vorbiți cu ei, să nu încerci unii să se ischiveze, crezând că dacă au legitimație, pot să fac orice, și nu iertați pe nimeni, că e judecător, că e procuror, că e deputat, da, pe nimeni, președinte de raion, care se urcă. Noi am avut cazuri de astea, pe același președinte de raion unul a fost de două ori și cel mai interesant, că odată repede s-a așezat în loc șoferul și întreba, dar unii șoferi, dar nu eram eu la volan. Da, mai fost și glume de genul ăsta. Nu iertați pe nimeni. Noi, în general, cred că o să venim cu modificarea legislației, că cei care sunt prinși beți la volan, retras permisul de conducere, în dependență de riscurile care sunt minimul 5 ani de zile, dacă el nu vrea să înțeleagă, da, pe propria asumare, ai băut, atunci înseamnă că rămâi fără permis de conducere pentru o anumită perioadă. Ești în comă alcoolic și te-ai urcat la volan pe viață, trebuie să rămâi fără permis de conducere.
Că altfel, dacă nu, ei nu înțeleg cum trebuie să se responsabilizeze, deci dacă asta este unica acțiune, înseamnă cum vom întreprinde asemenea deci acțiuni. Acum și pentru șoferii care nu frânează la trecerile de pietoni, pentru că regula spune chiar dacă nu este nimeni, tu trebuie să frânezi, să încetinești la cel puțin 40 de kilometri, deci la oră când vezi o trecere de pietoni. Nu mergi, chiar dacă e prevăzut 50 de kilometri la oră prin localitate. Când ajungi la trecere de pietoni, chiar dacă nu-i nimeni, la 40, ai lovit pe cineva trecere de pietoni, tot retras permisul de conducere pentru o anumită perioadă. Pentru că numai astfel o să înțeleagă că viața contează. Da. Numai astfel o să înțeleagă, altfel nu o să înțeleagă nimeni că viața contează. Și de ce? Eu aștept în timpul cât mai apropiat, timp de o săptămână, recomandările care noastră credeți trebuie de făcut modificări la legislație. O să avem o dezbatere pe aceste modificări care dumneavoastră le propuneți și apoi deja asta se va reflecta într-un proiect de lege care va fi înregistrat în Parlament. Eu vă mulțumesc pentru timpul deci acordat, că avem fix 4 ore de când suntem în dezbatere și aștept recomandările fiecare deci în parte. Mulțumesc mult! Urmează de către colegul nostru, pentru că ați semnat toți în foaia de participare. Noi o să ținem legătura cu noastră prin e-mail. Deci, și dacă mai sunt și alte recomandări, de exemplu, care țin de cooperarea cu partenerii, de exemplu, pe reflectorizante, pe materiale promo pentru copii, instruiri și așa mai departe. Să aibă reflectorizant. Ăștia sunt bănuți, de fapt, dar salvează vieți. Vă mulțumim pentru participare.